dispozițiile articolului 39 neatunut din legea 215 pe 2001, a fost convocat pentru astăzi 15 martie 2016 în ședința ordinară a Consiliului Local, convocat prin dispoziția numărul 28 din 2016 a primarul Comunei Ardeale. Din cei 11 consilieri care compun Consiliul Local, sunt prezenți toți 11. Deci, fiind prezent majoritatea consilierilor locali, ședința este legal constituită și își poate începe lucrările. În conformitate cu prevederea articolului 42 alineatul 5 din legea numărul 215 pe 2001, supun spre aprobare procesul verbal încheiat la ședința anterioară. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Deci procesul verbal a fost adoptat în unanimitate de voturi. La ședință de astăzi participă invitați doamna Cernat Narcisa, contabilă la instituție, și doamna Fodor Marina, consilier pe probleme de asistență socială. Totodată, nu știu dacă o să fie o chestie de obișnuință, participă și din partea televiziunii locale. Nu, televiziunea exclusiv. Televiziunea exclusiv Onești. Vă mulțumim. Da. Acum rog pe domnul Rusu Alexandru, președinte, să preia comisia lucrurilor. Da, mulțumesc foarte mult pentru încrederea acordată și promit că voi conduce lucrările ședinței conform normelor legale și democratice. Dau citire la ordine de zi. La primul punct, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului pe trimestrul 1 al anului 2016. Punctul 2 al ordinii de zi. Inițiator Victor Diaconu, primarul comunei. Aviz comisiei de reunite. Punctul 2 al ordinii de zi. Proiectul de hotărâre privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate din comuna Ardeoan, județul Bacău, în vederea implementării legii numărul 248 pe 2015. 3. Proiectul de hotărâre privind aprobarea planului anual de acțiune, acțiuni de interes local, pentru repartizarea orelor de muncă în cazul persoanelor care prestează acțiuni sau lucrări de interes local. Inițiator Victor Diaconu, primarul comunei. Aviz comisiile reunite. 4. Proiectul de hotărâre privind stabilirea locurilor destinate desfășurării adunărilor publice și înființarea comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice pe raza comunei Ardeoan, județul Bacău. Inițiator Victor Diaconu, primarul comunei. Aviz comisiile reunite. 5. Proiectul de hotărâre privind organizarea Consiliului Comunitar Consultativ ca organ cu atribuții în protecția și promovarea drepturilor copilului cu handicap și a regulamentului de organizare și funcționare. Inițiator Victor Diaconu, primarul comunei. Aviz comisiile reunite. Dacă mai sunt și alte proiecte de hotărâri de introdus pe ordinea de zi. Da. Proiectul de hotărâre privind aprobarea modelului de contract pentru agenții economici și instituțiile publice de contare de către ADIS Bacău la tariful unic de 317,73 lei tona fără TVA pentru colectarea deșeurilor municipal atât din mediul rural cât și din mediul urban, pentru perioada de tranziție și împuternicirea reprezentantului UAT Ardeoan prin aceeași hotărâre să voteze în cadrul AGA ADIS a celor precizate anterior. O să pun în discuție și adresa cu numărul 1211 pe 15.03.2016 a preotului Andrioae Gheorghe și adresa cu numărul 1257 tot pe 15.03.2016, a doamnei Gherasimescu Luminița, iar la final, domnul primar, va o prezenta raportul de activitate pe anul 2015. Să pun la vot proiectul de ordin de zi în forma prezentată de executiv. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva.
Domnul președinte, vă întreb un minut. Da. Am o problemă la plan, da. Și vreau să... Supun la vot cine este de acord ca domnul Ienache Andrei, care e o problemă de la școală. Au ascultat ordine de zi, noi am existat de vorbă mai înainte, am studiat un pic materialul și acum cine este de acord ca domnul să poată pleca la cotrelul, da? Mulțumesc! În unanimitate de voturi a fost aprobat ordinea de zi. Intrăm în ordine de zi. 1. Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe trimestrul 1 anului 2016. Inițiator, domnul primar Victor Diacon, aviz comisiile reunite. Domnul Bucurel Dumitru, președinte al Comisiei de Specialitate, prezintă avizul comisiilor reunite. Deci, raport de avizare la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe trimestrul 1 a anului 2016. Comisiile reunite a Consiliului Local Comunal, întâlnite în ședința astăzi, 15 martie 2016, în urma analizei proiectului de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pentru trimestrul 1 a anului 2016. Comisiile constată că proiectul de hotărâre s-a avizat pentru legalitate de secretarul comunei. Având în vedere prevederea articolului 44 din Legea Administrației Publice Locale, numărul 215 din 2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, Comisia propune adoptarea în formă prezentată de executiv, avizând favorabil proiectul de hotărâre. Președinte Comisiei pentru Program de Dezvoltare Economică Socială, Buget, Finanțe, Bucuria, președinte Comisiei pentru Învățământ, Sănătate, Cultură, domnul Ștefan și președinte Comisiei pentru Administrație Publică Locală, Juridică, Apărare Ordinii Publice și Dreptul Cetățenilor, Rusul Alexandru. Mulțumesc, domnul Bucurel. Îi dau cuvântul doamnei Cernat, contabilă primăriei, pentru a prezenta raportul. Având în vedere analiza contului de execuție întocmit la 4 martie 2016, din care reiese încasarea sumei de 1789 lei, reprezentând sume provenite din finanțarea anilor precedenți aferente secțiunii de funcționare, adresa numărul 656 din 19 februarie 2016, prin care mi se comunică repartizarea sumei de 15.000 lei din sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunei, în scopul finanțării acordării stimulentului educațional sub formă de etichete sociale pentru grădiniță, în baza deciziei numărul 1 din 19 februarie 2016 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Bacău, necesitatea asigurării de credite bugetare în scopul finanțării cheltuielilor administrative legate de emiterea etichetelor, ce urmează a fi suportate din bugetul local, precum și adresa numărul 738 din 3 martie 2016, prin care ni se comunică suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunei în scopul finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru plata salariilor, sporurilor, indemnizațiilor și altor drepturi salariale în bază stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora cu suma de 29.000 lei, ce va afecta bugetul de venituri și cheltuieli în trimestrul 4 al anului 2016, prin prezentul raport propun spre aprobare rectificarea bugetului local pentru trimestrele 1 și 4 al anului 2016, în cazul secțiunii de funcționare, după cum urmează. Total venituri secțiunea funcționare, buget inițial 2.188,95 lei, influență în trimestrul 1, 16,79 lei, trimestrul 4, 29.000 lei, buget rectificat 2.234,74 lei. La venituri, influențele au intervenit la sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, 15.000 în trimestrul 1 și 29.000 în trimestrul 4. Sume provenite din finanțarea bugetară anilor precedenți aferente secțiunii de funcționare, 1,79.000 în trimestrul 1. În cadrul cheltuielilor, total cheltuielilor secțiunea funcționare conform bugetului inițial 2.188,95 lei, influență trimestrul 1, 16,79.000, trimestrul 4, 29.000, buget rectificat 2.234,74.000 lei. Influențele intervin la cheltuieli de personal pentru învățământul preuniversitar de stat în trimestrul 4, suma de 29.000 lei. Bunuri și servicii în trimestrul 1, 1,79.000 lei, din care furnituri de birou 1.000 lei,
0,79.000 alte cheltuieli cu bunuri și servicii, acestea reprezentând cheltuielile necesare achiziționării etichetelor sociale pentru grădiniță. Tichete de creșă și tichete sociale pentru grădiniță, 15.000 lei, influența trimestrul 1. Influențele bugetului de cheltuieli pentru trimestrul 1 al anului 2016 în sumă de 16,79.000 lei, din care 1,79.000 la titlul 20 bunuri și servicii și 15.000 la titlul 57 ajutoare sociale, sunt aferente capitolului 65.500 alte cheltuieli în domeniul învățământului, iar influențele bugetului de cheltuieli pentru trimestrul 4 al anului 2016 la titlul 10 cheltuieli de personal în sumă de 29.000 lei, sunt aferente următoarelor capitole: 3,30.000 lei la capitolul 65.030 învățământ preșcolar, 12,40.000 la capitolul 65.032 învățământ primar și 13,30.000 lei la capitolul 65.041 învățământ secundar inferior. Tichetele sociale pentru grădiniță se vor acorda conform prevederilor legii 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate și a hotărârii Guvernului numărul 15/2016 privind normele de aplicare a legii 248/2015 în scopul încurajării prezenței la grădinița copiilor între 3 și 6 ani. Stimulentul se acordă familiilor care au venit lunar de 284 lei per membru de familie, iar tichetele sociale pot fi utilizate exclusiv pentru achiziționarea produselor alimentare de igienă, a produselor de îmbrăcăminte și încălțăminte și sau a rechizitelor. În conformitate cu prevederile articolului 35 din hotărârea Guvernului României numărul 15 din 19 ianuarie 2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate și a procedurii de acordare a etichetelor sociale pentru grădinița, autoritățile administrației publice locale stabilesc prin hotărârea Consiliului Local modalitatea de identificare a beneficiarilor, precum și modalitatea de soluționare a situațiilor identificate în limita procedurală prevăzută de normele metodologice și procedura de acordare a etichetelor sociale pentru grădiniță. Fapt ce face obiectul următorului punct de ordine de zi. Da. Mulțumesc, doamna Cernat. Dacă sunt întrebări pe marginea raportului prezentat de doamna Cernat. Dacă nu sunt, eu, cineva, cum mi-a spus. Dacă nu sunt, trecem. Vreau să nu rog. Sunt de acord cu rectificarea, având în vedere că se urmărește. Dacă sunt întrebări, am întrebat. Dar după aia spus dacă sunt. Nu, nu, dacă nu sunt întrebări, trecem la discuție. Și acum spuneți. Domnul Macaron, poftiți. Sunt de acord cu rectificarea care urmează să fie făcută, având în vedere că se urmărește stimularea învățământului încă din prima fază, și anume grădință. Mai ales că cu toții știm că învățământul în perioada asta, nu știu cum să văd, e aproape abandonat, urmăresc alte lucruri. Și e bine să ajutăm familiile care au deficiențe din punct de vedere financiar și sperăm ca cei care vor beneficia de aceste etichete să le folosească direct spre educația copiilor. Mulțumesc! Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul. La cineva? Eu. Am ascultat cu foarte mare atenție raportul prezentat de doamna Narcisa, contabila primăriei. Raport foarte bine întocmit. Asta vreau să vă pun o întrebare. Care, în ce costă tichetele sociale pentru grădiniță? Aici și la dumneavoastră, până ajung la dumneavoastră, dar atunci e prea să da. Am înțeles. De asta am și zis, că discutăm liber despre tema. Încă o problemă. Făcând parte din Consiliul de Administrație al Școlii Generale Ardivan, vreau să vă întreb că punea problema doamna contabilă că au fost mărite sau indexate salariile. Și își punea problema ce va face la anul ăsta. Da, da. La acoperirea diferenței de cheltuieli în trimestrul 4 și probabil se vor mai aloca pe parcurs. Cam atâta. Mâine am ședință în Partenant la școală și vom vedea care sunt și celelalte probleme. O să aduc la cunoștință domnului primar cu toate problemele care sunt și vom discuta acolo. Sunt de acord cu materialul prezentat în vreodată de dumneavoastră. Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul. Dacă nu mai dorește, supun spre aprobare proiectul de hotărâri
în forma prezentată de executiv. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă s-abține cineva? Trecem la următorul punct al proiectul de hotărâre privind stimularea participării în învățământ a preșcolară a copiilor provenind din familiile defavorizate din Comuna Ardioan, județul Bacău, în vederea implementării legii numărul 248 pe 2015. Inițiator, domnul primar al Comunei Victor Diaconu. Aviz comisiile reunite. Domnul Augustu Alexandru, președintele Comisiei de Specialitate, prezintă avizul comisiilor reunite. Eu... Da. Raport de avizare. La proiectul de hotărâre privind stimularea participării în învățământul preșcolar copiilor provenind din familiile defavorizate din Comuna Ardioan, județul Bacău, în vederea implementării legii numărul 248/2015. Comisiile reunite a Consiliului Local Comunal, întrunite în ședință de astăzi 15 martie 2016, cu urma analizii proiectului de hotărâre privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familiile defavorizate din Comuna Ardioan, județul Bacău, în vederea implementării legii numărul 248/2015. Comisiile mai constată că proiectul de hotărâre este avizat pentru legalitate de secretarul Comunei, având în vedere prevederile articolului 44 din legea administrației publice locale numărul 215/2001, republicate și modificările și completările ulterioare, Comisia propune adoptarea în formă prezentului executiv, avizând favorabil. Președintele Comisiei pentru Program de Dezvoltare Economică, Social, Buget, Finanțe din Administrație, Domeniul Public și Privat al Comunei Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, Dumitru Bucurel, președintele Comisiei pentru Învățământ, Sănătate, Cultură, Protecție Socială, Activități Sportive și de Angrement, Ștefan Andrei Înache, președintele Comisiei pentru Administrație Publică Locală, Juridică, Apărarea Ordinii și Liniștei Publice, a Dreptului Cetățenilor, Rusu Alexandru. Dau cuvântul doamnei Fodor pentru a prezenta raportul de specialitate privind etichetele sociale pentru grădiniță. Aici o să discutăm ideea și o să vă răspund la întrebarea dumneavoastră. Etichetele sociale pentru grădiniță este un proiect inițiat de Asociația Ovidiu.ro. Aceasta urmărește ca fiecare copil din comună să meargă la grădiniță zilnic, pentru că este monitorizat de doamna educatoare până la ora 9 a fiecărei zile, după care doamna educatoare predă situația doamnei secretare. Doamna secretară introduce pe calculator situația și se predă la inspectoratul școlar și cei de la asociații au așa. De acest etichet beneficiază copii cu vârsta cuprinsă între 3 și 6 ani, dar nu mai mari de 6 ani, pentru că atunci el nu mai beneficiază la începutul anului școlar să nu fie împlinit 6 ani de zile. Venitul lunar primit de familie nu trebuie să depășească 284 de lei, adică de două ori valoarea venitului minim garantat, care este de 142 de lei. Pentru anul școlar 2015-2016, cererile însoțite de documente justificative se depun până pe data de 30 aprilie anului acesta. În alt an școlar care va urma, se va depune până pe data de 20 decembrie, a fiecărui început de an școlar. Stimulentele educaționale sau tichetul social este condiționat și de prezența copiilor la grădiniță. Dacă ei au mai mult de 3 absenții nemotivate, nu vor mai beneficia, dar pot o singură dată prin an, de an, să beneficieze de asta chiar cu 3 absenții, dar să nu fie mai mult de 50% din absenții pe motiv de boală. Deci ei trebuie să prezinte de la medic o adeverință din care să spune că au fost bolnav. De implementarea acestui proiect răspund eu. Eu la primărie sunt cu primesc dosarele cu venitul fiecarei familii. Cei care n-au venit trebuie să aducă de la finanțe că nu au venit. Cei care au adeverință de salariat, toți membrii familiei trebuie să-și depună la dosar certificate de naștere și livretul de familie, să facă dovada câți membri sunt într-o familie. Și prezența de la școală, copilul este înscris în anul școlar respectiv.
Deci dacă acestea se respectă, copiii vor beneficia de etichetul social. Dar cu toate astea, noi până la ora actuală avem 10 dosare primite. Părinții încă nu au venit. Poate și dumneavoastră ca consilieri puteți, mai știți cazuri de copii care sunt... Am înțeles. Așa. Au luat toată lumea la așa. Față de cele prezentate, vă spunem spre analiză și aprobare prezentul proiect de hotărâre privind simularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate în comuna Ardeoan, județul Bacău, în vederea implementării legii numărul 148/2015. Am semnat, da? Da. Mulțumesc foarte mult. Dacă sunt întrebări. Pe marginea raportului. Domnul Cerbo. Cine e Ovidiu Pumbro? De unde? Ce firmă? Asociația. Uitați, avem aici Asociația Ovidiu Pumbro. Noi am fost chemați la Bacău, instruiți. Nu, 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 este de interes național, Ministerul Educației Naționale și Cercetării, Ministerul Familiei, așa și Ministerul Finanțelor Publice. Asta este o asociație, Ovidiu Pumbro. E un ONG. Așa, și deci este trei ministeri, ăsta este cu pietul. Da. Astea sunt etichetele care sunt valoriale. Nu intră în cea întrebări. 286. Pe lună, nu? Am înțeles. Totală? Este valoarea etichetului, este de 50 de lei, dar nu trebuie să depășească 284 de lei. Am înțeles, am înțeles. Dar etichetul este pentru o lună de zile sau pentru una de zile? Pentru o lună de zile. Pentru o lună de zile. Am înțeles. Da. Mulțumesc. Dacă mai e cineva cu întrebări. Dacă nu, să trece la discuție. Vă rog frumos, cine ea? Cuvântul. Domnul Gubrău, vă rog. Da, am ascultat materialul prezentat. Cred că e un lucru bun pentru simularea acestor copii. Sunt familii, într-adevăr, care nu au posibilități. Sunt conștient de faptul că în ziua de azi sunt cerințe destul de mari și au o grădiniță și da. E bine că se urmăresc și în funcție de prezență. E monitorizat și cu calculator. Acum mai trebuie văzut unde vor ajunge etichetele, să fie folosite într-adevăr pentru hrană, pentru și toate pentru școlare. Ca să nu fie folosite de părinți, la crâșmă sau pentru alte licoare de astea lui Bahus. Eu zic că e un lucru bun și până pe 30 aprilie mai este timp să poate detestatul. Sunt copii care au probleme și familiile după da, atât. Domnul Cerbo? Deci am ascultat materialul prezentat, întrebarea am pus-o pentru faptul că am văzut cu toții pe un ce-au făcut cu anumite fonduri 6 și mă gândeam, bă, frate, nu fie iarăși o ONG din asta care ne aduce cine știe pe unde și acum să, nici nu o să facem din toată populația comună Ardeoan, toți sunt sărași și toți sunt oameni care nu au cu ce să trețină copiii. O să fie mulți care poate o să ceară, aici trebuie să... Aveți grijă foarte foarte legi la dosare, că nu trebuie să verificare. Am spus că trebuie adus de la finanții, că nu au venit. Și atunci dacă finanțele găsesc și nu ai venit, nu ai venit. Portița e deschisă. Nu, deci... Nu se încadrează. Atenție la dosare care se documentează, că după aceea o să nu fie discuții. Da, dar sunt... Deci noi avem cadrul legislativ. Nu o să ieșim oricum din cadrul legislativ, nu e nicio problemă. Deci, atenție la dosare care sunt documente și care vor să primească tichetele respective. Tichetele, deci, dacă sunt dați părinților și le folosești, mă rog, pentru alimente, pentru îmbrăcăminte, nimic de zis, jos pălăria. Dacă alții, o să putem noi să știm fiecare părinții, femei, bărbat, unde se duce cu tichetele alea. Asta rămâne și la altitudinea și la concepția și la conștiința fiecărui părinte. Deci, de asta o dăm naștere la copii, ca să-i... Nu vreau să întreb unde le-au alt format decât cele de etichetele de masă, pentru că eu fi ușor diferențiat de față. Uitați, asta este. Cam aceleași mărime, are același format. Numai că... Întrebuințarea e diferită. Întrebuințarea este diferită, da. Nu, tocmai de aia, ca să poată face diferența. A terminat? Da. Dar m-aș mai frumos, domnul Cerbo. Dacă mai dorești și altcineva să ia cuvântul, dacă nu, eu. Dați voie și mea. Mulțumim frumos pentru raportul prezentat. Ne-ați adus la cunoștință câteva probleme foarte importante. Dumneavoastră sunt în specialitate, aveți școală pentru așa ceva. Și știu despre ce este vorba. Am luat legătura de multe ori cu dumneavoastră și în școală v-am adus câteva
noțiuni și câteva cazuri de, cu probleme sociale și așa mai departe. Cunoaștem care sunt problemele. Nu o să putem niciodată să vedem, să stăm după părinții celor care nu se dă la copii, să primească aceste etichete care sunt pentru, numai pentru întreținerea practică a lor, din punct de vedere al hranei. Mai sunt și fumători, am cunoscut cazuri și așa mai departe, dar nu avem cum să controlăm. Nu avem cum să controlăm. Sondaj, așa. Sigur că da. Cealaltă problemă a fost-o destul de clar, doamna Fodor. Trebuie de la finanțe, atât beneficiile care sunt și cine vor beneficia. Mulțumesc foarte tare, atât am terminat. Supun spre aprobare, dacă nu mai dorește nimeni să ia cuvântul, supun spre aprobare raportul prezentat de doamna Fodor, ca în forma prezentată de executiv. Proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Dacă nu, trecem la următorul punct al ordinii de zi. Proiectul de hotărâre privind aprobarea planului anual de acțiune, acțiuni de interes local pentru repartizarea orelor de muncă în cazul persoanelor care prestează acțiuni sau lucrări de interes local. Inițiator Victor de acolo, primarul comisiile reunite. Domnul domnul Remus, vă rog, prezentați președintele Comisiei de Specialitate, prezintă avizul Comisiilor Reunite. Vă rog. Raport de avizare la proiecte de hotărâre privind aprobarea planului anual de acțiuni de interes local pentru repartizarea orelor de muncă în cadrul persoanelor care prestează acțiuni sau lucrări de interes local pe anul 2016. Comisiile reunite a Consiliului Local Comunal, întâlnite în ședința astăzi 15 martie 2016, în urma analizei proiectului de hotărâre privind aprobarea planului anual de acțiuni de interes local pentru repartizarea orelor de muncă în cadrul persoanelor care prestează acțiuni sau lucrări de interes local pe anul 2016. Comisia mai constată că proiectul de hotărâre este avizat pentru legalitate de executarul comunei, având în vedere prevederea articolului 44 din legea administrației publice locale numărul 215/2001. Republicată cu modificările și completările ulterioare, Comisia propune adoptarea în formă prezentată de executiv, avizând favorabil proiectul de hotărâre. Președintele Comisiei pentru Programul de Dezvoltare Economică, Social, Buget, Finanțe, Administrare, Domeniul Public și Privat al Comunei Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecție Mediului, Serviciu și Comerț, Dumitru Bucurel, președintele Comisiei pentru Învățământ, Sănătate, Cultură, Protecție Socială, Activități Sportive și Agrement, Ștefan Andrei, Ianache, președintele Comisiei pentru Administrație Publică Locală, Juridică, Apărare, Ordine și Liniște Publice a Drepturilor Cetățenilor, Rusu Alexandru. Mulțumesc, domnul președinte. Eu dau cuvântul domnului viceprimar, domnul Iacon Constantin, pentru a prezenta raportul de specialitate. Persoanele majore apte de muncă, beneficiare de ajutorul social, vor presta ore de acțiuni de interes local următoarele instituții din domeniul public al Comunei Ardeleni. Sediul primării, școli generale și grădinițe, iar principalele acțiuni sau lucrări pe care le vor executa persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutorul social, sunt salubrizarea căilor de comunicații, drumuri locale, trotuare, alei, precum și altor spații proprietare ale Comunei Ardeleni. Curățarea de zăpadă și de gheață a drumurilor locale, trotuarelor, aleilor și altor spații ce aparțin Comunei Ardeleni. Igienizarea spațiilor verzi, precum și plantarea de arbuști și arbori acolo unde este necesar. Igienizarea și întreținerea clădirilor proprietate publică, sediul primăriei, cămin cultural, școli, grădinițe, precum și a pieselor de mobilier stradal. Curățirea și decomatarea unor cursuri de apă de pe teritoriul Comunei Ardeleni, canale, cum ar fi Frasin, Canuș, Bănășoaia, Ațăș. Curățirea și văruirea arborilor aflați pe domeniul public al Comunei Ardeleni, participarea la refacerea, reabilitarea și construirea de drumuri, gole, trotuare și alei, lucrări de curățenie și igienizare a albei Dazdăului Sărat pe teritoriul Comunei Ardeleni și alte lucrări de interes local. Vis-a-vis de acest plan, o să vă spun că ca și beneficiar de ajutorul social, raport cu alte primării, avem un număr foarte scăzut, 15, dintre care 4 sunt femei. Dar eu zic că sunt bine organizat și rezolvăm cheburile oștești cu brio. Îi folosim la
toaletare a arzului folosiți, folosiți la decopertare și poditul podului, la reabilitarea drumului, drumurilor locale, la montarea de tuburi și multe alte activități care le avem în plan. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul vice, primar. Dacă sunt întrebări pe marginea raportului prezentat de către domnul viceprimar, diaconul Constantin. Dacă nu sunt, trecem la discuție. Cine ia cuvântul? Vă rog. Domnul Bucureu, domnul inginer. Deci am ascultat materialul prezentat de domnul vice. Într-adevăr, avem la ce folosim aceste 15 persoane care sunt la nivel de comună. Într-adevăr, sunt puține, dar dacă sunt bine organizați și urmăriți, atunci cred că se pot face niște lucrări bune la nivel de comună, atât pentru întreținerea primăriei, a școlilor, grădinițelor, cât și celelalte lucrări care mai sunt necesare la nivel de comună. Până acum n-au fost probleme cu aceste lucrări și nici cu personalul care a lucrat. Sperăm că nici acum să nu fie probleme și să fie folosiți într-adevăr acolo unde este necesar și cele orele care sunt, le au la dispoziție pentru lucrări să fie respectate și să facă lucrări de calitate. Dacă mai trebuie cineva, domnul Cervo? Sunt de acord cu materialul prezentat. Într-adevăr, în plus față de ce au spus antevorbitorii mei, că sunt de acord cu totul. Deci, menținerea în continuare, într-adevăr, la punctele astea de intersecții, deci cum e la drumul nou, cum e la Musolontul, deci curățenia, deci cum este acum, deci trebuie întreținut, într-adevăr. Unde știți dumneavoastră, când, într-adevăr, sunt punctele astea mai vulnerabile, unde se mai aruncă, din păcate, deci mizerie. Și suntem comună de, deci care se tranzitează, comună de centru, și deci să o menținim așa cum o avem și în prezent. Sunt de acord cu materialul. Mulțumim. Altcineva? Dacă nu, spun și două cuvinte. Sunt de acord cu materialul prezentat de către domnul vice. Și o mică întrebare, cât sunt în așteptare pentru a aloca la lucrurile astea care sunt 15 inși? Câte ore de muncă trebuie să găsesc pentru comunitate? În funcție de membrii de familie. În funcție de membrii de familie, nu? Sexate, zâmbii, am văzut chiar personal, sincer vă spun, cum modul cum este condus, cum s-au dus acești oameni, foarte bine și așa mai departe. Acum vă mai spun o problemă, mai, nu a fost zăpadă, dar cred că din luna viitoare, cealaltă lună, luna 2 aprilie, mai, mai trebuie să orientați, adică să fie orientați spre sălătorii ordinii și curățării prejur și așa mai departe. Și cam asta, sunt de acord cu materialul prezentat. Mai aveți ceva de dispus dumneavoastră? Nu. Spuneți. E fundată canalizarea și cred că m-a ajutat cu aceea poliție și dincolo la titel nou, nu spune. Da? Da. Deci... nu se pune nicio problemă din punctul ăsta de vedere. Mulțumesc. Dacă mai sunt alte discuții pe imaginea mea, uceți raport. Dacă nu mai sunt, supun spre aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv. Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? Mulțumesc. Să trecem la următorul punct al ordinii. Avem cam multe. 5. Proiecte de hotărâre privind stabilirea locurilor destinate desfășurării adunărilor publice și înființarea comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice pe raza comune Ardeoane, județul Bacău. Inițiatorul Victor Deaconu, primarul comunii. Avizele Comisiei Unite. Domnul Bucureu Dumitru, vă rog, președintele Comisiei de Specialitate, prezintă avizul Comisiei Unite. Raport de avizare. În proiectul de hotărâre privind stabilirea locurilor destinate desfășurării adunărilor publice și înființarea Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice pe raza comunii Ardeoane, județul Bacău. Comisiile reunite a Consiliului Local Comunal, întâlnite în ședință astăzi, 15 martie 2016, în urma analizei proiectului de hotărâre privind stabilirea locurilor destinate desfășurării adunărilor publice și înființarea Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice pe raza Comunii Ardeoane, județul Bacău.
Comisiile constată că proiectul este avizat pentru legalitate de secretarul comunii. Având în vedere prevederea articolului 44 din Legea Administrației Publice Locale, 215 din 2001, de republicată și modificată și completările ulterioare, Comisia propune adoptarea în forma prezentată de executiv, avizând favorabil proiectul de hotărâre. Comisia pentru Program Dezvoltare Economică Socială, Comisia pentru Învățământ, Sănătate, Cultură, Protecție Socială, Activități Sportive și Agrement și Comisia pentru Administrație Publică Locală, Juridică, Apărare, Ordine și Liniște Publice. Mulțumim frumos, domnul Bucurel. Dau cuvântul domnului secretar pentru a prezenta câteva aspecte. După cum bine știți, adesele locale. Da, așa că am primit o adresă de la Jandarmeria Română să prezentăm o hotărâre în acest sens privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice. Ei, noi am luat act de această adresă și ne-am supus celor solicitate. Ca bază legală avem legea numărul 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice de publicitate și legea numărul 215/2001 privind administrația publică locală. Având în vedere prevederile articolului 8 din legea numărul 60/1991 prin care se precizează necesitatea înființării la nivelul instituțiilor locale a unei comisii de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice, formată din primar, secretarul comunii și reprezentanții ai poliției. În conformitate cu prevederea articolului 36, alineatul 6, litera punctul 7 din legea numărul 215/2001, Consiliul Local exercită atribuții în ceea ce privește asigurarea potrivit competențelor sale și în condițiile legii a cadrului necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind ordinea publică. Acum noi am zis că vederea organizării și desfășurării în mod pașnic și civilizat adunărilor publice, mitinguri, demonstrații, manifestații, competiții sportive, procesiuni și alte asemenea, ce intră sub incidența legii numărul 60/1991. Și am stabilit ca și manifestații să poată să aibă loc în satul Ardeoani, în fața și interiorul Căminului Cultural, la terenul de sport a școlii gimnaziale Ardeoani și în satul Leontinești la școală. Tot la fel am aprobat, adică am considerat că trebuie aprobat și să punem în discuție, se interzice desfășurarea simultană a două sau mai multe adunări publice distincte în același loc sau pe aceeași trasee, indiferent de caracterul acestora. După cum bine știți că nu sunt tocmai binevenite acele adunări publice din două direcții. Se poate să aibă conflicte și atunci nu e bine. Se aprobă înființarea Comisiei de Avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice pe raza Comunei Ardeoani, județul Bacău, în următoarea componență. Domnul Victor Deaconu, primarul comunei, Constantin Neansu, secretarul comunei și domnul Mirel Bejenariu, șeful de post. Deci, astea trei persoane sunt pentru avizate pentru aprobarea cererilor pentru desfășurarea acestor mitinguri. Față de aceste considerente, vă supun spre aprobare stabilirea locurilor destinate de desfășurarea adunării publice și înființarea comisiei de avizare a celor de organizare a adunării publice pe raza Comunei Ardeoani pe subată. Atât. Da, mulțumim domnului secretar pentru aspectele prezentate. Dacă sunt întrebări pe marginea celor prezentate, domnul secretar. Dacă nu sunt, vă rog frumos să treceți la Silvan, dacă ia cineva cuvântul. Vă rog că mă duci în specialitate. Mă ascultam materialul prezentat dumneavoastră, legea 60/91, din adunările publice. Bine stabilite și definite locurile de întâlnire. În schimb, ce vreau să... Cerile astea care vin liderii de partide, unii vor fi înregistrate 48 de ore înainte sau cu cât timp? La curații bănesc, nu? Nu, la registratura primăriei. Da. Pentru că o hotărâre de Consiliul Local, care dacă este să fie adoptată astăzi, deci la primărie să solicită, să înregistrează, după care să avizează. Să avizează? În cazul care, nu, domnul primar, nu sunt eu, atunci eu merge la poliție. Deci este un ordine apropiat de cerurilor. E bine, stabilit numărul de participanți pentru o prevenire
evenimente, în cazul ăsta se poate desfășura în bune condiții. Da, e momentul în care se depune cererii, deci este un reprezentant care anunță tot grupul care se va ocupa de desfășurarea acestui adunări. Pentru a putea fi, în cazul în care sunt incidente, pentru a fi responsabil de cele care se vor întâmpla. Se va stabili bine ora în care se va desfășura adunarea publică. Dacă este vorba de un marș traseu care este, însoțit de jandar, bineînțeles că noi, în momentul când avizăm, anunțăm și toate organele de abilitate, poliție, jandarmerie, pentru a asigura protecția. Da. Sper să decurg în urma toate adunările, să nu fie incidenți pe raza comunii, că avem același țel, bănuiesc. Da, mulțumesc. Mulțumesc și noi. Vă rugăm frumos să altcineva, domnul... Am apropat materialul prezentat, deci e foarte bine veniți. Am înțeles, domnul secretar, că nu poate să depună, deci, odată cu partidii, deci să fie la un loc. Dar bănuiesc că simpatizat, chiar dacă ești în alt partid, ăla că n-am voie să participi, nu? La alt partid. Sau la alt adunat. Au voie? La asta n-ați spus, nu v-ați făcut. Pentru că noi... Dacă ați înțeles în fine, dacă ați înțeles în fine. Noi trebuie separat, fiecare cu aleluie, știți? Aleluie! Participanții care ies în cunoscutul de politică. Sunt de acord cu această idee și această inițiativă. Cred că este binevenită și cred că ar trebui să rămână și permanentă, nu mai legată de alegeri. Cred că ar trebui să fie permanentă. E bine specificat acolo că nu e, cred că nu este corect, chiar nu este corect să fie două evenimente organizate simultan, pentru că, apropo de ce a spus domnul Cervu, dar cred că nu s-a ajunge la o galerie de fotbal, pentru că totuși trăim într-o română civilizată. Și cred că vremurile alea care au fost cândva au apus și nu mai e nevoie de așa ceva. Și, slavă Domnului, cred că ducem, adică spre fericirea comunei noastre, avem și locații destul de bine dotate și, adică, nu o să fie pe Maidan, nu o să fie la, după cum am înțeles, la Cămin, Cămin arată în felul care arată, la școală și unde mai sunt locațiile precizate. Mulțumesc! După cum mulțumim. Altcineva? Deci, după cum bine știți, deci, în legea 60 nu se referă numai la ocazia alegerilor locale. Deci este vorba de mitinguri, demonstrații, manifestații, competiții sportive, procesiuni. Deci este o paletă mai largă. Deci nu... Acum, bineînțeles că s-a luat o măsură în apropiere alegerilor locale, dar această hotărâre rămâne valabilă pentru tot ce se va desfășura de aici în raza comunii. Da. Dacă mai domnul Popa? Da. Sunt de acord cu materialul prezentat de domnul secretar. Este foarte bine că nu sunt două în aceeași zi. Este ok. Însă aș avea o întrebare. Pe domeniul public, deci s-a spus de întâlniri publice, adunări publice. Nu s-a spus ce spațiu, ce spațiu, public sau privat. Deci dacă este, este spațiu privat, a spus public, am înțeles. Dar dacă este o întâlnire într-un spațiu privat, ce se întâmplă? Privat. Răspunde fiecare. Răspunde fiecare. Acolo nu se poate vota nimic. Răspunde fiecare. Acolo cu invitații, cu altul. Acolo e sigur. Noi, ca și Consiliul Local, nu avem atributul de a interveni la privat. Interveni pe domeniul privat. Deci fiecare persoană pe domeniul privat este responsabil de opinia. Sau în locuința respectivă, vine domnul Curela, vine, mă duc la dumneavoastră. Este treaba lui dacă anunță, dacă nu. Dacă anunțe iar, nu stau. Dar noi avem obligația doar pe domeniul public. Mulțumim, domnul Popa. Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul, dacă nu, spune eu două vorbe. Atât. E foarte bine întocmit materialul și e bine venit chiar acum pentru sezonul ăsta. Este extraordinar. Conform legii din 91, parcă, nu? 60 pe 91. Cu amendamentele care le-ați scris dumneavoastră acolo, le-ați explicat acolo. Dar vor fi și ceilalți anunțați de la
de la jandarmerie, după cum îmi dau seama, nu? Poți. Fii sigur că o să fii controlată de bombe, de alte probleme și așa mai departe. Nu, dar sunt niște chestii, mai știi cine ai. Dacă nu mai sunt și alte discuții, supun spre aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva, dacă nu trecem la următorul punct al ordinii de zi. Proiectul de hotărâre privind organizarea Consiliului Comunitar Consultativ ca organ cu atribuții în protecția și promovarea drepturilor copilului cu handicap, și a regulamentului de organizare și funcționare. Inițiator, domnul Victor Diaconu, primarul comunei, aviz comisiile reunite. Raport de avizare. În proiectul de hotărâre privind organizarea Consiliului Comunitar Consultativ ca organ cu atribuții în protecția și promovarea drepturilor copilului cu handicap și a regulamentului de organizare și funcționare. Comisiile reunite a Consiliului Local Comunal, întrunite în ședința astăzi 15 martie 2016, în urma analizii proiectului de hotărâre privind organizarea Consiliului Comunitar Consultativ ca organ cu atribuții în protecția și promovarea drepturilor copilului cu handicap și a regulamentului de organizare și funcționare. Comisiile mai constată că proiectul de hotărâre este avizat pentru legalitate de către secretarul comunei. Având în vedere prevederile articolului 44 din legea administrației publice locale numărul 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, comisia propune adoptarea în formă prezentată executiv, avizând favorabil președintele Comisiei pentru Program de Dezvoltare, domnul Bucurel, președintele Comisiei pentru Învățământ, Sănătate, domnul Ienache și președintele Comisiei pentru Administrație Publică Locală, Alexandru Rus. Dau cuvântul doamnei Fodor Marina pentru a prezenta raportul. Compartimentul de asistență socială și registratură din cadrul primăriei Comunei Ardeoan-Preț Bacău, la propunerea domnului primar Victor Diaconu, s-a inițiat prezentul proiect de hotărâre. În acest sens, propun reorganizarea Consiliului Comunitar Consultativ în următoarea componență. Fodor Marina, consilier principal în cadrul compartimentului asistență socială al primăriei Comunei Ardeoan, medic de familie doamna Georgescu Olga, șef post poliție Bejenariu Mirel și agent poliție Cristian Claudiu, director coordonator Tabacanu Nelia, școala gimnazială Comuna Ardeoan, județul Bacău, preot domnul preot Andriuae Gheorghe, din sat Ardeoan, Comuna Ardeoan, județul Bacău, domnul pădureanu Dan Nicolae, preot în Ilieș, Comuna Ardeoan, județul Bacău și domnul Bârzu Sorin, preot în Leontineș, Comuna Ardeoan, județul Bacău. Din consilierii locali, domnul Rusu Alexandru, care am avut o colaborare foarte bună cu domnul Rusu Alexandru. Necesitatea reorganizării Consiliului Comunitar Consultativ o reprezintă faptul că s-au produs noi modificări în componența acestuia. Consiliul Comunitar Consultativ este menit să asigure condiții optime pentru realizarea parteneriatului social indispensabil sistemului de protecție socială la nivelul Comunei Ardeoan, județul Bacău, pentru soluționarea unor cazuri concrete, cât și pentru a răspunde nevoilor globale ale comunității. Față de cele prezentate, vă supunem spre analiză și aprobare prezentul proiect de hotărâre privind reorganizarea Consiliului Comunitar Consultativ. Acest Consiliu Comunitar Consultativ este format din membri care, așa, i-am prezentat, pentru realizarea unor anchete care se pun în realitatea din teren. Când este vorba de o anchetă, unii trebuie să intervină poliția. Mergem cu poliția. Când este vorba despre școală, mergem la doamna directoare și aflăm date despre elevi, așa. Iar domnul Rusu Alexandru da, ne aduce la cunoștință toate problemele care da. Am înțeles. Dacă mai aveți alte probleme, doamne. Mulțumim foarte mult pentru raportul prezentat. Dacă sunt întrebări față de raportul prezentat de către doamna Fodor. Dacă nu sunt, să trece la discuții. Vă rog cine ia cuvântul. Domnul Bucurel. Am ascult la materialul prezentat de doamna Fodor în legătură cu reorganizarea Consiliului Comunitar Consultativ pentru Protecție Socială. Îi gândesc foarte bine, probabil că făcut și după o anumită reglementare, în funcție cu dânsa care face parte din la primărie, doamna doctor, șeful de post și cu adjunctul, directorul de școală, preoții din cele trei sate, la trei biserici, și domnul Rusu
consilier din partea Consiliului Local. Desigur, e foarte bine că are și un număr destul de mare de persoane și care pot cunoaște toate problemele care se ies, se pot analiza problemele respective și totodată se poate lua și o soluție pentru a se rezolva problemele la fața locului. Nu am niciun comentariu. Din acest consiliu pot face parte și oameni de afaceri, care dacă au bani, pot să ajute pentru ajutarea familiilor și sunt de acord cu... Mulțumim frumos. Altcineva, vă rog? Dacă nu, eu mulțumesc foarte mult și eu vreau să vă iau cuvântul pentru raportul prezentat foarte corect și spun că dacă v-ați ales și pe mine un problema de un așa, sper că mă voi achita în mod decent, cu toate problemele. Cunosc pe toată lumea care, cunosc pe toată lumea care sunt în comisie. Am colaborat, da? Și sper să nu mă dezmint, să vă dezmint pe dumneavoastră și așa mai departe. Încă o dată, sunt de acord cu materialul prezentat. Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul, dacă nu, supun proiectul de hotărâre spre forma prezentată de executiv. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva. Dacă nu, se trece la următorul punct al ordinei de zi. Proiectul de hotărâre privind aprobarea modelului de contract pentru agenții economici și instituțiile publice de contare de către ADIS Bacău la tarif unic de 317,73 de lei tona de de gunoi, nu? Cam așa ceva, aici se referă, da? Fără TVA pentru colectarea deșeurilor municipal, atât din mediul rural, cât și din mediul urban, pentru perioada de tranziție și împuternicirea reprezentatului UAT Ardioan prin aceeași hotărâre să voteze în cadrul AGA, ADIS, a celor prezentante anterior. Inițiator, domnul primar Victor Diaconu, aviz comisiile reunite. Domnul Bucureu Dumitru, vă rog, președintele Comisiei de Specialitate, prezintă avizul comisiilor reunite. Deci, raport de avizare la proiectul de hotărâre privind aprobarea modelului de contract pentru agenții economici și instituțiile publice de contare de către ADIS Bacău la tarif unic de 317,73 de lei tona, fără TVA, pentru colectarea deșeurilor municipale atât din mediul rural cât și din mediul urban, pentru perioada de tranziție și împuternicirea reprezentantului UAT Ardioan, prin aceeași hotărâre, să voteze în cadrul AGA, ADIS, a celor precizate în anterior. Comisiile reunite a Consiliului Local, Comunal, în frunte în ședința astăzi 15 martie 2016, în urma analizei proiectului de hotărâre privind aprobarea modelului de contract pentru agenții economici și instituțiile publice de contare de către ADIS Bacău la tariful unic de 317,73 de lei tona fără TVA pentru colectarea deșeurilor municipale atât în mediul rural cât și în mediul urban pentru perioada de tranziție și împuternicirea reprezentantului UAT Ardioan prin aceeași hotărâre se voteze în cadrul AGA ADIS a celor precizate anterior. Comisia a constatat că proiectul este avizat pentru prioritatea secretarului comunii și având în vedere prevederea articolului 44 din Legea Administrației Publice Locale 215 din 2001, republicată cu modificări și completări ulterioare, Comisia propune adoptarea în forma prezentată de executiv, avizând favorabil proiectul de hotărâre. Președintele Comisiei pentru Program de Dezvoltare Economică Socială, președintele Comisiei pentru Învățământ, Sănătate și președintele Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică și Apărarea Ordinii. Mulțumim frumos, domnul Curel. Se trece la întrebări pe marginea raportului prezentat. Vă rog frumos, cine ia cuvântul? Nu? Haideți să vă rog. Mă un piculeț. Da. Dau cuvântul domnului primar pentru a prezenta câteva aspecte. Vă rog, domnul primar. Da. Ieri am participat la ședința ADIS, la Direcția Agricolă. Au fost și domnule la discursiv că le-am văzut. Da, au fost discuții contradictorii. Chiar m-am înscris și eu la cuvânt și referitor la contractul între Romprest și societățile comerciale. În 2010, după cum bine știți, noi am aprobat
o serie de documente care au venit de la ADIS, le-am aprobat cum le-am aprobat, așa cum le-au aprobat toți primarii din județul Bacău. Le-au trimis, exact cum spuneam și la ședința anterioară, ne trimitea câte 1000 de pagini, câte 2 CD-uri. Și efectiv, n-aveai când să studiezi așa ceva. Acum au ajuns la și-au dat seama că sunt și anumite greșeli. Ceea ce nu sunt eu de acord cu aprobarea asta a contractului și am spus-o și la ședință, contractul de prestări servicii este voința părților. De cine am amestecat pe noi ca și Consiliul Local în problema asta, chiar nu știu. Primăria Moinești a cerut punctul de vedere a consultantului. Și punctul de vedere a consultantului e destul de clar. Acest model de contract, dacă e de aprobat, se aprobă în ședința AGA ADIS. N-are nicio treabă Consiliul Local. Și de altă parte, dacă noi nu aprobăm modelul de contract, ar să spune iar că la Ardeoaia suntem gică contra. Și din cei 55, cred că am fost în sală, primari, doar 4 am fost împotrivă. Restul au aprobat. Și modelul de contract au aprobat și diminuarea cantității de la 1 m³ de deșeuri pe societățile comerciale la jumătate de metru cub. Primarul de la Onești a venit cu o propunere și o propunere foarte bună, zic eu. Un sfert de metru cub. Că sunt anumite societăți care nu generează gunoi. Da. Poate o societate are un angajat sau o frizerie, da? Sau are numai sediul firmei. Da, sau un Ardeoan. Există sediul firmei, se zice Brebocom, da? Eu nu desfășor nicio activitate aici, la un punct de lucru la Moinești sau altă societate. Nu știu, nu mi se pare corect ca să plătim un metru cub sau jumătate de metru cub de gunoi, dacă noi nu producem acel gunoi. Acum rămâne la dumneavoastră, dacă aprobăm ca și cantitate, să trecem de la un metru cub la jumătate de metru cub și modelul de contract, care poți fi de aici cei de domnul secretar. Noi am aprobat, de fapt, modelul de contract și în ședința din Nu mai fost aprobat odată, da. Da, dar acum văd că sunt modificări la el. Deci vorba de contravalare în cantități minim de 0,5 m cub de deșeuri în avere, contravalare pentru utilizatorii non-casnici, care au sedi și sau puncte de lucru. Tot la fel de genul menajerii pentru utilizatori, agenți economici și instituții publice din categoria IMM-urilor, ONG-urilor. Și contravalare unei cantități minime de 0,25 m3 reciclabile pentru fiecare punct de lucru. Deci și asta o să fie pus acum la plată. Pentru că este vorba de selectarea gunoiului. Deci luăm prețul la ora actuală. Ridică gunoiul de la toate persoane fizice și agenți economici și persoane juridice, dar din cauza că stația de transfer de la Berești nu este încă gata, deci acest gunoi merge direct transport în celula 1, parcă, de la primăria Bacău. Și până se realizează și stația de transfer de la Berești, o să mai fie, mai dureze și prețurile astea o să rămână astea. Probabil că în momentul în care nu mai merg mașini de la Bacău și rămâne la Berești, probabil că o să fie modificare în anulare generală, AGA, ADIS Bacău, probabil și modificarea prețului pe metru cub de la agenții economici și persoane juridice. Pentru persoane fizice, deja este aprobat. Cetățile comerciale se colectează mai mult noi, să-l ținem, că asta e situația, dar în condițiile în care, eu știu că din gunoaiele astea se fac mulți bani, dar fac, așa e construit statul ăsta, după 90, să fac bani din gunoaie, dar ar trebui să fim un pic atenți la lucrurile astea. Și
Am vorbit și cu colegii mei și le-am explicat, bă, fraților, hai să facem cumva, să-i învățăm cu ăstea, în aceeași zi când colectează de la populație, să vină la, să colecteze și de la agenții economici. Din cauza că, eu să spun, eu am de la Ardevan, dar, păi, am luat, n-am luat, trebuie să plătești cursa. Numai că aici, nu o să, o să pățească cum pățit în ianuarie. Ei zic că au început colectarea de pe 11, la noi au venit pe 13 ianuarie, au colectat doar 30% de traseu doar de la DN2G, așa, pe dealuri n-au urcat, că mașinile aveau senzor și așa. Le-am spus, băieți, eu am citit caietul de sarcini și în caietul de sarcini spun destul de clar că trebuie să colectați și cu alte mijloace de transport, dar trebuie să colectați ca să vă plătesc. Nu le-am confirmat cursele, acum să vedem. Problema care e mai gravă, să vedem cum facem plățile. O parte din primare au făcut plățile, o parte nu am făcut plățile, că nu mi se pare că o adresă transmisă de ADIS Bacău să țină loc de contract, de factură, de... Ia, dom'le, în spatele acelei adrese, când vine curtea de conturi, nu merge la pușcărie cu mine. Mă duc eu dacă fac o plată și nu e legală, da? Băi, trimitim, nu știu, tar din, la groapa de gunoi, să văd cât gunoi stau colect, ce reprezintă suma aia. Păi e foarte simplu să spui, da, câți cetățeni ai la Argan? 2300, dau un exemplu, poate să fie 1500, da? Ori 3,76 lei, așa, costă, faci atât, da? Tu trebuie să-mi dai lunar, dai să vedem tu ce-ai făcut și ce ai în spate. Deci ce ai în spate ca să pot să fac plata. Acum le-am făcut astăzi adresă să găsească soluții. Noi la Argan nu avem juriști, nu avem. Ei trebuie să găsească soluții. Iar ADIS-ul, Bacău, din ce am constatat și cred că au observat și îmi pare bine că au observat și alți primari. Nu zic că tot timpul că diaconul ăla de la Argan e nebun și tot timpul e contra. Nu. El chiar mi-a făcut poziția celui de la ONES, mi-a făcut poziția viceprimarului de la ONES, mi-a făcut poziția primarului de la Căiuț. Nu mi se pare corect să se întâmple ceea ce se întâmplă. Și așa, licitația asta a fost cum a fost, au fost, din ce am înțeles, că au fost alte societăți cu prețuri mult mai mici, au venit pe un preț ăsta, nu vreau să comentez care cine să verifice lucrurile astea, dar să facă să fie în regulă, să nu avem noi de suferit. Iar ei să nu mai încerce să scoată castanele din foc cu mâna Consiliul Local. E foarte ușor, radistul, dar adesea noi suntem. I-am spus el domnul Bogdan, domnul Bogdan, dumneavoastră veniți aici și țineți parte Romprestului, da? Dumneavoastră sunteți apărătorul Romprestului sau sunteți directorul ADIS-ului, da? ADIS-ul. Terminați-o, ADIS-ul suntem noi, da? Cele 65 de unități administrative care am aderat la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, da? Deci noi suntem. Noi trebuie să centrăm, noi dăm cu capul, noi trebuie să facem regulile, da? Iar când e vorba de negociat, negociem noi cu Romprestul. Iar dacă s-au făcut prostiile astea și s-au făcut greșelile astea care s-au făcut așa, noi din dorința de a rezolva odată problema gunoiului, am venit, am aprobat, am ridicat mâna, așa. Una s-a stabilit, alta se întâmplă. Acum ați văzut și voi că s-au făcut anumite greșeli, haideți să le îndreptăm. Nu, domne, că dacă nu, Romprestul ne dă în judecată și câștigă și... Dar de unde știi, domnul director, că Romprestul? Dumneavoastră puteți confirma că ați fost acolo. Așa. De unde știți dumneavoastră că Romprestul ne dă în judecată și câștigă? Dar dumneavoastră, pe atunci ce să înțeleg? Deci dumneavoastră ne reprezentați pe noi, ne sprijiniți pe noi, sau sprijiniți domnul Prestu. Ce să înțeleg? Înseamnă că ori sunt anumite lucruri care noi nu le știm, le bănuim, dar nu le știm, așa, ori, nu știu, haideți să încercăm să reglăm. Chemați-i din nou la negocieri pe cei de la domnul Prestu. El a fost adunarea aia ADIS fără reprezentantul domnul Prestului. Ceea ce n-am înțeles de cine a chemat pe noi. Și chiar am spus, domnule, de cine ați chemat pe noi aici? Să ne spuneți ce. Noi să încercăm să aprobăm, că asta este. Că dacă nu aprobăm, pățăm cum au pățit cei de la Sândulen, cei de la... De fapt, Sândulenul și Berzonsul. Și-au cumpărat mașini, au încercat să facă, din dorința de a costa mai puțin cetățeanul, au achiziționat mașini vechi, să facă ei colectarea și transportul deșeurilor. Păi, le-a trimis garda de mediu pe cap. Le-a trimis garda de mediu, amenzi, alea. N-avem ce face. Noi suntem o comună mică și noi așa spune, noi suntem o comună foarte mică. Venituri proprii avem foarte mici. Da? Deci lucrurile, vreau, nu vreau, sunt de acord, nu sunt de acord, până la urmă trebuie să merg. Asta e viața. Am fost în primii 5 care am aderat la ADIS Bacău.
din unitățile administrative, așa și cu ADIB-ul, tot la fel. Am fost în primii 10 care am aderat la Asociația de Dezvoltare Bacău. Așa au făcut și cu prioritizarea, cei de la ADIB, cu prioritizarea lucrărilor în ceea ce privește apa și canalul. Au spus destul de clar la centrul de afaceri acum 2 ani că primăriile care au unul din cele două sisteme vor fi prioritare la cel de-al doilea sistem. Noi avem sistemul funcțional, deci apa e din 2007. Cu canalizarea, nu domnule, master planul e pe 2021. Deci atunci intrăm. Cine spune că va intra mai repede, sunt doar promisiuni. Nu. Deci așa ai făcut master planul, pe noi lucrez în 2021, atunci se va face. Doar dacă o să fie forțați de cei de la Uniunea Europeană, că am înțeles că 2018 e termenul limită. Și dumneavoastră că știți mai bine lucrul ăsta. Termenul limit este 2018, când infrastructura trebuie să... Dar acum o să vedem. Iar vis-a-vis de contract, dumneavoastră o să faceți cum o să considerați. Să-l aprobăm, nu-l aprobăm, diminuăm de la un metru cub la jumătate de metru cub, îl amânăm, așteptați de ce fac și alte unități administrative. Eu am zis să o punem în discuția Consiliul Local astăzi, că ieri a fost ședința la Bacău și am zis, băi, nu mai facem altă ședință de Consiliul Local. Da, termenul 30 și nu mai facem și altă ședință, că să vă miști bănuți acolo. Vă convocăm, aveți timp, nu aveți timp. Da, vă mulțumesc. Deci, de la ADIS, sunul 1328 din 26 aprilie, prin care ne aduce la cunoștință și spune așa, vă informăm prin prezentă asupra adresei SECE compania Romtrade Service SA, numărul 157/21/2016, înregistrată la ADIS Bacău, sub numărul 1300/21/2016, analizată în cadrul ședinței Consiliului Director, în data de 21/2016, prin care se propune modificarea graficului de ridicare a deșeurilor reziduale de la persoane juridice, într-un ritm mai redus, o colectare săptămâna în mediu urban și o colectare de 2 săptămâni în mediu rural. Deci, în mediu urban o să fie colectare de o dată pe săptămână, iar la noi, spre exemplu, în mediu rural, o să fie 2 săptămâni, în funcție de cantități regenerate. Pentru agenții economici, instituțiile publice din categoria IMM-uri, ONG-uri, PFA-uri, magazine mici. O dată la două săptămâni. Două săptămâni în mediu rural. Da. Pentru cantități de minim 0,5 metri de deșeuri menajere. Și spune că vă precizăm că a fost solicitat și punctul de vedere al Direcției Județene de Sănătate Publică Bacău, referitor la frecvența de colectare a deșeurilor pentru agenții economici. Probabil știu că dacă cantitățile sunt mai mici și ele pot fi ridicate o dată la 2 săptămâni. Vedeți, una spune într-o adresă în luna lui ianuarie, altceva spune după o lună de zile, că o să vină de 2-3 ori pe săptămână sau... Deci se bat cap în cap. Iar eu pe 16 decembrie, când a fost adunarea, tot la fel, am avut ședință tot la Direcția Agricolă, ADIS, când s-a prezentat demisia domnului președinte Dragoș Benea, din președinte ADIS, și m-am ridicat în picioare și i-am spus, domnul președinte, îmi pare rău că trebuie să o spun, dar dacă vă prezentați demisia din funcția de președinte al Consiliului Județean, da, făceați un lucru bun, din cauza că, așa cum v-am mai spus, dezonorați această funcție. Dar acum, când acest serviciu trebuie pus în funcțiune, să vă prezentați demisia, nu mi se pare corect. O să puneți în locul dumneavoastră, că o să-i puneți tot dumneavoastră, o să puneți 3-4 primari, și așa au făcut, o să puneți 3-4 primari și o să-i manipulați așa cum vreți dumneavoastră, dumneavoastră fugiți de răspundere. Dar va mai mult de spune că, domne, s-au terminat investițiile în ADIS. S-au terminat investițiile, dar nu au fost puține la număr, stație de transfer și nu costa puțin, peste 1 milion de euro fiecare stație. Și acum când se pune serviciu în funcțiune, când de fapt acum era problema mare, a pune serviciul ăla în funcțiune și să și meargă. Da? Păi acum au dat bir cu fugiță. Dacă mai aveți ceva, domnul primar. Da. Dacă sunt întrebări referitor la ceea ce a prezentat domnul primar. Dacă nu sunt, vă rog să treceți la discuții. Cine e? Cuvântul domnului Cerbu? Eu îmi cer scuze, poate o să vă ziceți că la fiecare punct o să iau discuții. Asta e gol, cuvântul, nu are nicio problemă, nu avem timp limitat. Dar aici mă privește
atât pe mine cât am să vorbesc în cuvântul meu și ca o societate și ca consilier local. Eu chiar nu înțeleg, nu știu, am ascultat material, am ascultat pe domnul secretar, pe domnul primar, îi ascultăm pe ăștia, pe toți. Noi vedem că după 10 ani nu e constituțional. O chestie care a fost acum 10 ani. Nu dau exemplu, că știți prea bine ce a fost cu interceptările și cu tot ce iese scandal. Noi nu vrem ca peste 10 ani să spună cineva, bă, dar păi ce ați făcut acolo, bă, bunicule? Care mai suntem dintre noi pe atunci? Păi cum adică, dar eu știu că un contract, nu știu cât o fi eu de... Așa, dar un contract se face între două părți, s-a spus foarte bine, ok. Eu cum îi dau banii ca societate, SECE, ăștia, cum îl cheamă societatea, o auză din societatea SECE, Alex, Johnny, Impex, Relari, bani? Păi se gândă să facă cu societatea respectivă, eu banii ar trebui să-i dau lor. Deci este neconstituțional, vă spuneți, deci în punctul de vedere juridic, deci eu dau banii la primării, dacă greșesc, o să societății, așa, eu fac contract cu cine? Cu primăria, cu ăla. Nu, prestul. Fac contract cu ăla, da? Bun. Și banii trebuie la primării. Deci nu cred că are relevanță chestia asta, deci, ca ok, deci ori fac contract, sau precontract cu primăria, cu primăria să facă cu aia, că preia cu noiul, și eu fac cu primăria, dom'le, cât îți dau, atât îți plătesc cu noi sau cu mine cu cineva. Deci eu aruncat foarte bine, s-a spus foarte bine aici, între vorbitorii mei, deci că, într-adevăr, au făcut societatea asta cu ei și cine este, am vorbit și la ședința trecută, ca să nu mă mai repet, și atunci vine și spune, bani de la Consiliul Local, a, ne frică că nu poate să iei bani de la populație. Bănuiesc. Și zice, la Consiliul Local, vreun, trebuie să-mi dai banul și la un judecat și la revedere. Eu sunt foarte parolist. Deci așa văd situația. Dar de ce nu vine la domnul să facă, deci cu fiecare om să discute sau ceva? Bagă în gât la primărie, noi să le suportăm, ai bani, nu ai bani, te discurci, nu te discurci, în orice domeniu de activitate pe raza comunii, dar ei ție bani, pentru că e firma lui X, e firma lui Y, vinând de la București sau de unde este vinită. Și atunci noi suntem obligați Consiliul Local, deci strânge bani de la populație sau nu strânge bani de la populație, le dăm lor. Și el vine și abar n-are, poate, abar n-are care societății pe raza comunii. Că e frizerie care are o plasă de gunoi, că e SECE Legioane sau, mă rog, o altă firmă, un bar sau ca așa, păi eu n-am gunoi, vă spun cinstit, și-l cântărim de fiecare dată și facem prin sondaj, cât am acasă, nu am la bar. Sau cum sunt alții. Domnul Remu sau alte societăți, nu știu, la domnul Macadam, care avem societăți, domnul Popa, pe raza comunii. Deci suntem toți, cunoaștem situația pe raza comunii. Și atunci să vină mai ales și în cer scuze. Deci să vină să iei o dată pentru societăți. Deci mă duc cu mașina în vârful dealul până la nu știu cine, consum motorina, mă plimb pe drumul avaric și mă duc cu mașina goală. Deci noi plătim carburantul, de fapt. Că bine zis secretar, când o să fie la Berești, la Slău, când o să fie aici la Tescan, o să fie altă situație. Atunci nu mai plătim poate atât, o să fie altă discuție, altă cedință, alte hârtii, că noi facem hârtii. Noi mai mult decât să facem treabă în România asta, apropo, ce spunea până în 2018, că o să fie gata, cred că toate autobienzele cu fața Pământului, supraetajate, da? Și noi, de fapt, nu avem nimic. Și mi se pare, deci, un lucru extraordinar, că toți care așa au nevoie de forțele astea, au nevoie, nu folosesc cuvinte care să mă caracterizeze, de cei de la, cum e comunar, de țărani, nu? Au nevoie de oameni, au nevoie de voturi, au nevoie de tot. Și ei toți au, și toți, și parlament, și toți deputații au în spatele lor societăți, au afaceri. Fac legi după cum îi convine și după cum le stă lor bine mersi. Poate să iei și ordonanță de urgență, în 24 de ore. Dar după aia, după 24-48 de ore, nu mai este valabilă. Tu n-ai știut SECE impexerele. O știi numai cei care vrei să beneficiezi de anumite chestii. Și așa ca atare, hai să nu punem numai pe spatele țăranilor și pe spatele oamenilor, că și așa sunt salariile cum sunt, suntem de mizerie și suntem la coada Europei. Și eu consider că nu sunt de acord cu chestia asta, păi dacă îmi trimite la mine la societate, eu trebuie să angajez un avocat. Eu ca să angajez un avocat, îmi trebuie bani. Care nu știu de ce mai scură. Păi pe bună dreptate, dar să citim atâtea hârtii și atâtea chestii, să semnez un contract. Păi un contract are clauze. Păi ție mașină în leasing, are clauze. Nu ești atent, o plătești de două ori. Nu știu, deci eu nu sunt de acord cu chestia asta. Dar, deci contractul ar trebui să facă între ei și fiecare societate în parte. Domnul primar, domnul secretar.
Eu am avut discuții telefonice cu domnul Bogdan și în față și i-a spus domnul director. Exact cum v-a spus dumneavoastră. Deci, pe noi ne bagă într-un lucru care nu ne aparține, da? Dom'le, contractul este voința părților. Ce treabă avem noi Consiliul Local? Când se trezește 3-4 administratori și spune, băi, noi v-am votat pe voi să mergeți în Consiliul Local să ne reprezentați interesele, da? Voi ce faceți? Voi semnați? Sau voi luați decizii în locul nostru? Nu înțeleg. Păi frate, vrei să câștigi bani din salubrizare? Da, bun. E frumos contractul. Du-te la SC Alex Gione sau la SC, cum îl cheamă, închei contractul între Preser, între Rompres și societatea comercială, fără să ne scoată pe noi din toată mizeria asta. Și așa, s-a înființat adisul ăsta, s-a făcut cum s-a făcut, că e bun, că e rău, că trebuia modificat, nu trebuia modificat, că mai sunt anumite greșeli. I-am spus și, băi frate, hai să le reparăm. Gata, s-a greșit în 2010. S-a greșit în 2013. Haideți să le reparăm acum. Nu tot veniți acum în fața noastră, ne-ați chemat aici și ne spuneți că dacă până pe 30 martie nu rezolvăm problemele astea, Romprestul ne dă în judecată. Păi bune, dă în judecată, da? Dar dumneavoastră sunteți avocatul Romprestului sau sunteți directorul adisului Bacău? Haideți să găsim chestiile astea. Și mi-a plăcut. Deci, punctul de vedere a viceprimarului de la Muinești a fost super ok și a fost destul de explicit omul. Punctul de vedere a viceprimarului cu delegație de primar de la Onești, la fel. A fost omul foarte explicit. Și chiar am avut o discuție cu cel de la Onești. A fost propus să intre președintele adisului. Și a zis, băi băiatule, tu în primul rând ești prea tânăr. Am fost colegi acolo, în partid, unde am fost. Tu ești prea tânăr. Ai destule probleme la Onești. La ce te lești tu la cap cu adisul ăsta? O să vezi ce probleme o să fie în adisul ăsta. Și ce probleme o să fie cu societatea asta, cu Romprestul ăsta. Eu nu văd serviciul ăsta să, ca Romprestul să facă față. Doar atâta, dacă mai găsește câțiva, eu știu, jumătate din primari, să nu semneze, să nu confirme foile și să-i oblige să facă serviciu așa cum scrie în caietul de sarcini. Păi frate, te plătesc, îți dau banii, dar tu fă-mi serviciu așa cum scrie acolo. Du-te și vei de la ultima casă din comună gunoiul, că de asta plătește. Că vine, că are mai dedicare. Dom'le, la mine nu a urcat, la mine nu a făcut. Ceea ce ține de noi, știți, când ianuarie am aprobat și am cumpărat acea drujbă, am toaletat toate ulițele, toate drumurile. Așa, cu cei de la 416. Sunt foarte puțini și știți destul de bine că noi avem puțin, nu ca alții. Alții folosesc în alte. Noi sunt foarte puțini. La noi sunt foarte puțini la 416 și încercăm să facem treabă pe ei. Noi ne-am făcut din punctul nostru de vedere, cu toate că puteam să nu ne intereseze toaletarea arborilor. Da? Păi frate, eu am un contract cu tine, pune mâna și ia gunoi. Nu mă interesează că vii cu autogredere și desfunzi drumurile sau vii să cureți copaci. E problema ta. Tu trebuie să ridici gunoiul, dar nu. Noi, ca atunci când donez, am curățat, am dat cu antiderapant, acum am toaletat copacii, noi ne-am făcut treaba asta. Vine să-și facă treaba. Acum dumneavoastră o să faceți cum o să considerați. Da. Dacă mai dorește cineva să iau cuvântul. Mulțumesc, domnul primar. Dacă mai dorește cineva să iau, domnul Covar. Am ascultat materialul prezentat și nu sunt de acord ca și societăți comerciale să fie în zile diferite pentru a lua gunoi menajer. Deoarece Comuna Doane sunt gunoi mici, sunt de câțiva agenți economici, care dacă facem o analiză, în fiecare zi găsea gunoiul, nu are mai mult gunoi o societate comercială decât o gospodărie a populației. Deci un tomberon de la, care sunt la fel tomberoni, același gunoi l-are fiecare societate. Nu cred că este o societate care are gunoi mai mult. Și din acest motiv nu sunt de acord ca să vină să ia zile diferite sau la două săptămâni gunoiul. În aceea zi, când se ia la populație, se ia și la societățile comerciale. Mulțumesc frumos. De altă parte, le-am spus la cei de la Romprest. Băi, când veniți în Comuna Ardeoani, veniți, vă rog frumos, am viceprimar, să verifice mașina, da? Să fie mașina goală, când s-a apucat de colectat. Să vedem când pleacă din comună. În momentul în care au ajuns, le-am solicitat și lucrul ăsta. Băi, vreau să vin la rampa de gunoi, să cântărim, să facem tara mașină odată goală, facem tara odată plină,
sau jumătate. Deci noi ne facem așa o idee, că nu putem să știm exact. Eu nu pot să mă duc fiecare dată când colectează gunoi, în fiecare săptămână să mă duc la Bacău. Dar măcar să avem o idee și să vină cu hârtie în spate, din care spună, da, domnule, pe data de 13 ianuarie de la Comuna Ardeoani s-au colectat 300 de kg de gunoi sau 15 toni. Da? Păi să văd eu, să am o documentație în spate acolo. Ei nu vin cu nimic. Acum trimite adresă, dați bani. Deci 3,75 lei, 3,76 lei, ori atâtea persoane, trebuie să virați atâtea zeci de milioane. Păi frate, eu nu pot să fac transferul ăsta de bani în baza o adresă. Că n-am cum. Eu trebuie să am o justificare. Cei de la Curtea de Conturi au venit și mă tăia gardul, că nu ieșea 16 kg de fier. Da? Deci pentru 16 kg de fier, cât s-a părut că nu iasă, trebuie să tai gardul de la primărie. Da? Și, dar acum când spunem, măi frate, pe dată ai făcut o plată de 6.000 de lei sau de... Așa. Păi ce stă în spate la... Păi știți, uitați, stă adresa adresului. Bă, băiatul, ia să-ți facă ția... Să te trimit în judecată că ai făcut plată ilegală. Deci nu o să o fac. Chiar dacă nu știu ce o să întâmple, să vedem ce o să facă și colegii din județ, nu știu. Da. Dacă mai... E cineva, mai are cineva ceva de părere? Vreau să... Domnul... Da. Am ascultat materialul prezentat și, într-adevăr, trebuie, cred că sunt mai mult decât încurcate. Nici ei nu știu să pot să pună problema și noi, dacă ei nu știu să pună problema corect, cred că noi n-avem cum să înțelegem. În primul rând, mi se pare normal, deci, în momentul în care au dat drumul la o serviciu ăsta de preluare a gunoiului, având în vedere că noi facem, suntem foarte aproape de stația asta de transfer de la Tescari, trebuia să fie din prim, adică nu mi se pare logic să dai drumul la serviciu și ea să nu fie pregătită pentru selectarea gunoiului. Asta înseamnă bani în plus care, nu știu, mare lucru dacă nu o să țină intenționat treaba asta, tot pentru a, nu știu, forța limita de a acumula bani mai mulți. Pe de altă parte, nu sunt de acord nici cu zile diferite pentru colectarea gunoiului, adică să fie societăți în zi și persoane fizice, pentru că partea asta se răsfrăm tot asupra noastră, tot asupra buzunarului nostru. Și treburile, nu cred că ar trebui să, nu știu, să mai așteptăm, să vedem și să... Ce fac cresc? Cu contractul. Cu contractul. Ai și o cetate, mă încerc scuze. Da, da, bineînțeles cu contractul, spune, că trebuie ce? Făcut între părți, nu are nicio legătură cu Consiliul Local, eu da. Iau tomberon și-l mut din cu acea pisitron și nu mai știu că e societate. Da. Și dacă zice că ia mulți chinouri. Da. Așteptam la domnul... Da, domnul secretar. Dați-o voi să vă spună, de data asta, văd că contractul va fi încheiat într-adevăr între prestatorul de servicii, între compania Long Play Service și societate. Deci uitați că este și atentul. Da? Da. Dar ce treabă avem noi? Să-l aprobăm noi în Consiliul Local? Aici nu văd rostul nostru. Adică noi, bun, noi aprobăm un model de contract, da? Eu nu știu ce scriem în contractul ăla. Nu știu. Că la urmă, așa, și o să vină și o să spună, nu vrei să... Da, uite, nu vrei? Păi nu vrei, păi da, uite, Consiliul Local a aprobat, da? Primar. Pe partea cealaltă, dacă, ca și societate, dacă nu ai un contract cu o societate care să-ți ridice gunoiul, vin cei de la mediu să te amendează. Deci, lucrurile se fac cap în cap, noi nu am cerut altceva ieri și nu le-am... Băi, frate, hai să reglementăm o dată, să vedem... De asta suntem aici, nu? E tot lasă așa în coadă de pește. Da. Marcel, aici spune, utilizatorul va efectua plata serviciului prestat de către operator prin ordine de plată, în contul prestatorului. Deci aici, bănuiesc că se mai întrebune de la această situație. Deci nu puteți să plătiți banii în mână, trebuie să puneți factura, vă duceți la bancă, ori de plată. Dar ăștia cu apa, domnul secretar, nu vine și de la fiecare chetanță acasă și plătește la apă și nu știu ce? Ce da, dar aici și-a uitat și spune că la banca la cu asta. Dar nu, dar nu plătești ca de consum, dar aici s-a fixat un metru cub, plătești un metru cub și vin să-l plătești din casă și cu asta. Nu, domnul Popa, aici o să spună, da, de la SC Alex Johnny, am colectat 20 de metri cub, dar nu mai puțin de un metru cub sau jumătate de metru cub. Deci tu că deci faci gunoi, nu faci gunoi, trebuie să plătești atâta. Că spune el. Nu-i corect. Nu-i corect, eu am spus, că faci o hotărâre de fiecare dată, nu încerci puțin. Ai făcut o balanță cu apa. Apa îți vine, nu-i consumat. La apa ai trai, ai apă metru, ai consumat atâta metru cub, ai... Dar prin sondaje se poate, îl cântărești o dată de două ori la societăți, cât are ăla, cât are ăla. Dom'le, și dacă tu faci azi, faci mâine, faci poimii, faci peste o lună, tot la fel, înseamnă că am atat cantitate, faci gunoi. Deci nu poți să fac azi 3 tone și mâine să fac 2 kg. Interesul lor sunt banii, deci... Da. Aia treaba. Da. Mai trebuie să aducă contract la fiecare societate, să-l studieze.
fiecare persoană care are interesat. O să aduc, că nu problemă, aduce. Care de acord semnează contractul, care nu... Da, știți care e problema? Deci noi dacă aici nu suntem un pic să vorbim toți aceeași limbă, dacă noi nu suntem aproape de cei cu societățile comerciale, știți ce o să întâmple? O să fac exact cum a făcut la Sândulen. Și acolo o amendat, primăria Sândulen, nu știu, am înțeles că o dat 200 de milioane, poate dumneavoastră la presă știți mai. Da? Le-a dat 200 de milioane. Vă dați seama? Deci ăștia știți ceva? Ei sunt prelevă de acele legi. Legile sunt făcute, știți de cine și pentru cine sunt făcute, da? O să spună, bă, fraților, a, deci Consiliul Local o aprobat, da? A, tu nu vrei? Ia să-ți trimite-o și mâine să trimite Garda din Mediu. Și cine ești de-aia? Și matalii să vinzi 7 kg de rom și 2 kg de voscă și 15 kg de vin și să scoți un profit. De-abia ai să poți plăti un angajat, un salariat ca să vândă și o să-ți vină o amendă de 100 de milioane și atunci o să spui, băi, ori închid, ori și o să luăm trai stambăți și luăm calea pribegiei. Deci aici, eu de asta am zis, nu știu, poate înțeleg mai greu eu, poate cei nu vor să mă ia seamă. Dar nu mi se pare corect amestec cu Consiliul Local în contractul cu cele două societăți. Se zice Rompres și se zice, cum se numește societatea de pe... Ca și cum da. La Consiliul Local. Da. Ce treabă avem noi? Ce treabă? Noi nu putem lua decizii în contul unor SRL-uri din comună. Eu asta o văd. Acum nu știu, dumneavoastră faceți exact ce v-ați spus înainte. Faceți cum considerați că e bine. Și cum considerați. Ori mai așteptăm. Să vedem ce fac și alte primării, ori, nu știu. Și mai bine mai așteptăm. Sunt societăți care nu au desfășurat activitate. Eventual, mai facem o extraordinară spre sfârșitul lunii. Să vedem, poate găsesc o soluție. Poate vin cei de la Rompres și negociază și, nu știu. Că să mai fac compromisuri, da? Măi, frate, dacă e vorba de un sfert de metru cub, la urma urmei îl plătim, că toți generăm gunoi, da? Facem gunoi, da? O societate cât o fi de mică, și noi ca oameni, ca persoane fizice, deci generăm cu noi. Da? Bun, îl plătim. Dar una e să pleci de la un sfert de metru cub, dacă generezi cu noi, și alta e tu să plătești o jumătate de metru cub și tu nu produci cu noi, sau un metru cub. Nu mi se pare corect. Dar aprobarea în Consiliul Local a modelului de contract, eu nu văd rostul. Nu văd rostul și nu am primit răspunse. Dumneavoastră erați de față, chiar dacă nu m-a ridicat de fiecare dată în picioare. Eram în primul rând în fața acolo și tot timpul le-am spus. Fraților, nu văd rolul Consiliului Local în aprobarea contractului cu persoane juridice. Care este rolul nostru? Că o să găsească câțiva administratori de societăți și o să vină ori din bani, ori din jur, ori nu ia cu parul. Voi ce faceți? Voi vă puneți stăpâni pe societăți, luați decizii în contul nostru? Nu știu, nu mi se pare corect. Da. Credeți că mi-a fost cu păi nu știu. Păi zici de la un sfert de metru cub în sus și poate să vă încarce. Aici, dacă nu o să fim atenți de asta, nu știu, când o să vină să colecteze de asta, zic, trebuie să dea de fiecare dată și trebuie să fim, să fiți foarte, foarte atenți și trebuie să învățați pe toți cei care au societăți comerciale. Bă, fraților, o veni cât ți-o luat, o pubelă, o cântărești, putui, Doamne, iartă-mă, cât are pubela aia, cât gunoi aia acolo. Și atunci o să împarți, nu-i trimite lui factură de, când trezești că-ți trimite o factură de 10 milioane sau 20 de milioane și tu ai dat două pubele de gunoi. Și cum pornești? Deci cum pornești? Încă o dată vă spun, n-am nimic cu Dragoș Benea. Nu trebuia să pleci acum. Băi, frate, ai cheltuit toți banii și acum când pui sistemul în funcțiune, acum ai plecat. O lăsat niște primari care, mă rog. Da. Și plus că, uitați, 317,73 lei, deci 3.200.000 tona fără TVA. Fără TVA, da. Deci, vă dați seama, păi, fraților, deci, de asta trebuie, nu știu, trebuie să fim foarte atenți. Deci, aproape 4 milioane. Da. Cu tot, cu 20%, nu? Păi, da. Dacă, domnul... Ce face? Dar nu știu, eu propunerea mea să mai amânăm, să mai lăsăm. Nu, noi mai propunem să amânăm, că nu se poate. Eu așa zic, nu știu. Vreau să faceți cum să sărăți. Să mai amânăm, să mai... Cum o să facem noi? Și alte primeri să zică, stai să văd ce face Ardioane. Noi zicem, stai să vedem ce face Codul. Atunci, să gândesc și ei, să rezolvă. Bă, nu vor, ai nu vor.
Probabil dacă văd că mai multe primării amână contractul ăsta, atunci îți dau și seama că trebuie cumva să rezolvăm problema. Nu, eu amână, nu îi vine dumneavoastră ca primar când ne reprezintă cu totul, poți să-mi local, nu știu. Eu indiferent de scuini, mâine o să fac adresă, că pe data de am avut ședința lucrurilor în Consiliul Local, așa, pe ordinea de zi am pus aprobarea contractului și așa, majoritatea consilierilor, dacă luați hotărârea asta, n-au fost de acord, motivat de faptul că. Și acolo să le stipulez ceea ce trebuie. Ei, atunci dacă vede, arde oameni în ședință deja și o amânat și nu sunt de acord. Nu știu, Măgerești poate la fel, Solonță la fel. Nu știu, să vedem ce fac și ceilalți. Și o să găsească o soluție. Una, să ne scoată pe noi, ca și unități administrative, ca și Consiliul Local, să ne scoate din povestea asta cu agenții economici, că noi nu avem nicio treabă. Și plus că avem punctul de vedere a firmei de consultanță care a spus destul de clar că Consiliul Local nu trebuie să amestece treaba asta, iar o să rămână problema cealaltă vis-a-vis de cantitate. Dacă sunt societăți care generează cu noi, să vedem, pleacă de la un sfert de metru cub, da? Pentru fiecare societate, pe lună bănuiesc. Să nu ne trezim că vine tot așa la sfârșit de lună, da, am ridicat gunoiul de 10 ori de la 10-a legiune, da? Domnul Alegione, dumneavoastră, am ridicat, aveți 5 metri cub sau aveți 50 de metri cub. De unde rezultă? Vreau să văd în spatele un aviz ceva, ai ridicat gunoiul, mi-ai lăsat avizul. Când treci acolo 5 kg în plus, nu e o problemă. Dar să nu mă trezesc cu niște cantități de... Și de asta, dacă... Da, ești bine. Da, nu, da, mă, e prea un spuneți, domnul Sfina. Dacă îmi permite, dacă acest proiect de hotărâre va fi respins, vă rog să hotărăți ori suspendare, ori respingere și trebuie să formulez pentru fiecare articol. Pentru că eu am prins aia la articolul, se aprobă modelul de contract pentru agenții economice și instituțiile publice. Și aici trebuie să formulați dumneavoastră și să puneți spre aprobări exact cum e, că eu să pot să formulez exact. La 2, se aprobă decontarea de către ADIS Bacău sau nu se aprobă, deci la fel. Deci trebuie să fiți foarte atent, că eu să pot să scriu și să formulez exact aici. Și cazul în care cele două articole de la din proiectul de hotărâre se resping, automat nu mai are sensul că se mandatează domnul primar în calitate de reprezentant al unității administrative teritoriale, în alea generală, să voteze cele prezentate la articolul 1 și 2. E vorba de modelul de contract și la tarifului de 317 lei pe tonă, fără TV. Am înțeles, domnul. Deci, trebuie să vă demnitați, dacă e în cazul care aveți de gând să respinge sau... Păi, de tot cu cei care au luat cuvântul, e destul de clar. Deci, oameni buni, supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea modului de contract. Modelului. Modelului de contract pentru agenții economici și instituții publice de contare de către ADIS Bacău la tariful unic de 317,73 tona fără TVA. Acum, dumneavoastră, prin cuvântul dumneavoastră, mi-am dat seama că nu sunteți de acord cu problemele respective. Domnul primar a venit cu atâtea amendamente și plus că a fost ieri la ședință acolo la ADIS, domnul primar. Vreau să supuneți la vot. Așa? Și dacă sunteți de acord cu cele, cu proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Cine este ce este împotrivă? Se abține cineva? Nimeni. Deci toată lumea, domnul doctor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, da, 11 suntem împotrivă. Deci împotrivă. Deci în cazul ăsta eu fac proiectul de hotărâre privind respingerea. Da. Deci ca să știți, nu mai formulez altceva motivat de faptul că da. Nu știu ce. Deci noi acum, deci practic, proiectul 3 este respins. Am înțeles. Deci eu fac totul respins. Vreau să știți ce aveți de făcut mai bine și domnul primar. Deci nu formulez nimic. Da. Dau o citire, asta îmi spune, adresei numărul 1211 din 15-3-2016 a preotului Andriu Aidiorie. Vă rog, domnule.
Subsemnații pe Gheorghe Andreoaie și membrii Consiliului Parochial vă supun atenție dumneavoastră și Consiliul Local următoare. Dăm în derulare lucruri de reabilitare a acoperișului bisericii parochiale și a bisericii de cimitir. Cu această ocazie avem în vedere realizarea la cele două obiective a unor instalații tip paratrăsne, cele vechi fiind depășite și uzate. Dorim aceasta pentru a evita evenimente neplăcute, ori periculoase și pentru a ne conforma indicatorilor de măsurători dispuse de ISU Bacău. Vă rugăm să ne acordați un ajutor financiar pentru procurarea materialelor necesare realizării celor prezentate mai sus. După cum bine știți, anul trecut am achiziționat tabla pentru acoperișul la biserica de la Ardioani. Căpriorii, ce mai trebuie? Ce a fost necesar? Paratrăsnetele sunt depășite. Am fost, am stabilit cu părintele, am mers la Dedeman și am spus domnul părinte, faci paratrăsnetele, dar costă foarte mult. A vrut să meargă la o societate și costă destul de mult. Deci luăm materiale și găsim pe cineva care să confecționeze acele paratrăsnete. Și am fost și pentru cele două biserici costă aproximativ 2.100 de lei. Materiale. Și vă dați seama, ca să construiască un paratrăsnet cu ce trebuie, bănuiesc o societate, ia 3.000, 4.000, vrea să aveți experiență ca să facă la Iliești. 82 de milioane. Deci, 82 de milioane, doar un paratrăsnet. O societate, dacă îți vine, îți face cum îți face. Iar materialele costă în jur de 2.000-2.100 de lei. Deci, 23 de milioane vechi. Pentru ambele biserici. Le obținești... Nu, Ardeoani, Vale și cimitir. La cimitir are... Da, la Leontinești se pare că are paratrăsnet. E făcut de când au făcut acoperișurile, acum 2 ani. Cer și ăștia de la ISU. Acum, dacă dumneavoastră sunteți pe acord, să cumpărăm materiale, iar părintele să găsească pe cineva care să confecționeze, să plătească, că noi nu putem să facem la negru. Noi plătim doar materiale. Da. Eu zic, nu conflictez cu nimic, dar intră într-o biserică și sunt de acord. Și o sumă nu e chiar atât de mare, după cum v-am spus, un paratrăsnet care l-am pus pe biserică la Ilie și la Sfinț Constantin și Elena, a costat 82 de milioane în anul 2009. Actele sunt făcute și cu așa mai departe. Nu avem nicio problemă, vai de mine și de mine. Deci, și sunteți de acord cu da, suma care e prezentată de Ilie? De acord, dar cu cei de la Ilie nu. Cu cei de la Ilie nu. Am condus-o. Când ai conduce dumneavoastră la Ilie, de acolo, atunci nu mai e. Așa. Dau citire. Nu. Domnul primar, parcă nu. Adresa numărul 1257 din 15-a 2016, a doamnei Gherasimescu Luminița. Consilier? Subsemnatul Gherasimescu Luminița, consilier în cadrul aparatului de specialitate a primarului în Comuna de Ardeiul Bacău, întrucât drumul comunal 176, prevăzut în planul urbanistic general al Comunei Ardeian, identificat ca fiind de la Diaconescu Iulian la Pasca Lion și de la Simeon Neculai la Barna Valentin, în documentația drumurilor județene Bacău se regăsește de fapt ca fiind drum extrabilat dintre pădurea Țicău. Vă rog să aprobați măsurători cadastrale pentru intabularea tuturor drumurilor și uliților neintabulate din comună. Noi figurăm la astăzi când vorbim cu aproximativ 8 km de drumuri locale. Și după cum bine știți, avem drumuri balastrate în comună, cred că 25 de km. Mai. Am hotărât să facem cadastru la toate drumurile. Pe de o parte să ne ajute la accesarea fondurilor. În momentul în care o să găsim soluții să asfaltăm drumurile comunale. Pe de altă parte, noi la ora actuală avem
Doar 8 km de drum. În care putem lucra. Și de la... Cum? În care putem lucra la el. Și... și de la Consiliul Județean și... la Ministerul Dezvoltării, dacă primim bani sau la Ministerul Finanțelor, primăm în funcție de câți kilometri de drum avem, da? Dacă la Comuna Harbina sunt 8 km, înseamnă că ea poate din buget local să... Dar de fapt sunt 25-30 de km. Și știți lucrul ăsta, da? În 2004, într-adevăr, erau, arătau cum arătau și acum arată cum arată drumurile, dar trebuie să le-și intabulăm. Lucrul ăsta o să pănesc, o să aprobăm în Consiliul Local, după ce o să facă ridicările POCO, să le facem cadastru și o să promovăm un proiect de hotărâre de guvern, pentru a le trece în domeniul public, să apărăm ca drumuri în domeniul public. Și fără cadastru nu merge. Fără discuție. Stai. Da. Păi, dacă nu mai aveți nimic, cine vă puneți întrebări, dacă sunt întrebări depuse. Am înțeles, și cota, deci, într-adevăr, dacă nu ai documentație, așa numai 8 km de dus prin parte și așa, nici nu ai voie, deci, pur și simplu, chiar dacă îl balansezi, deci, faci o chestie care nu mai documentația necesară. Ca să putem să-l balasăm, să facem șansul, să facem condiții, noi trebuie să avem numărul de kilometri special, ca la cum îl faci... Și nu-l avem prins în domeniul public, asta e mai grav. Iar ce-i mai grav și nu știu de ce... Ce faci ca lucru. Da. Nu știu de ce, din 98, când noi avem... Deci noi avem drumul 176 Ardevan și 178 Leontenești, da? Deci, la noi, în Pug, deci din 98 apare, de la Diaconescu Iulian, la Sorin Pascal și la Nelu Pascal, DCL 176. Acum când am mers la drumul județene, DCL 176 apare de la Florești, la Corne, prin pădure. Cum? Nu știu. Și am întrebat, am vorbit cu... La cine a mers? Nu știu. Dar la noi, în Pug, din 98, apare drumul comunal ăsta, Ardevan 176. La ei de când apare? Din avion. Florești. Bine, nu mi-o spus de când. Apare, probabil, nu știu de când, dar am spus, domnule, de ce 176 apare drumul de la Florești prin Bucșești până la Corne? Ăla e de ce 176. Deci eu vă dau exemplu și știu și nu dau comună, pentru că și televiziune aici, dar o pot dovedi că într-o comună, când s-a făcut proiectul cu asfaltul ăsta, mă, dar voi nu aveți, dar aveți de când? De timpul lui X. Și l-a aprobat de la jumatea comunii spre Rechitiș. Mi-am dat un nume. Cine știe Rechitiș, o știe. Da. Deci, vedeți, da. Și la noi, apare pe altă trasă. Ce Dumnezeu? Parcă sunt... Trebuie să ne punem altul la punct cu chestiile astea. Poate nu trăim în România. Sunt chestii care poate îmi scapă și mie, da? Dar eu văzând pe Pug, da? Planul ăsta urbanistic general, deci de acolo pleci, da? Bă, da, bun, ce-i pe Pug? 176. Și am întrebat fata de la urbanism. Deci nici ea nu știa. Și nu-mi vinuiesc. N-are de o să știe dacă... Cel care a întocmit Pugul, s-a luat după Pugul vechi, da? Și apare la cadastru, apare lucrul ăsta și nu, chiar nu-i mai înțeleg. Și acum am mers la drumul județenic, am zis, măi, m-am interesat cu asfaltul aici la Ardevan. Și domnule, vedeți, trebuie să fie neapărat intabulate și în domeniul public. Terminat. Când mă duc la drumul județenic, îmi spune Patrichi, cu domnul primar, dar nu, domnule, 176 n-are. Aveți doar o bucată pe Ardevan. I-am zis că da, avem o bucată de câțiva kilometri. Din DN2G până... Nu. Păi undeva... Stai, domnule, păi înseamnă că... Acum apare o fișă la lață, că pe teritoriul comunei Ardevan, dar e alt drum, e altă. Și am zis, băi, facem o dată și o să mai fi o soluție să trecem 176A. Dar asta iar, hotărât Consiliu, după aia am mers la Consiliul Județean să promovez acel proiect de hotărâri de guvern. Și când o să mai vină și alte unități administrative, bănuiesc, o să le centralizeze și le trimite la guvern ca să promoveze un proiect de hotărâre de guvern. Că astea trec. Deci, în momentul în care aduci zete la domeniul public, trebuie în bază unui hotărâre de guvern. Nu așa trecem noi în Consiliul Local. Da, noi aprobăm, dar trebuie neapărat un proiect de guvern. Bun, și la ora actuală, drumurile nu sunt în domeniul public? Acum. Dar nu toate. Nu sunt toate. Și una este drum balastrat, alta este drum
cu pământ, domn de pământ. Da. Iar voi doar știți destul de bine, că am balastrat și aici, la Bănășoaia și... Am balastrat și dar nu balastrat numai da, acum, da. M-am balastrat și pe ăla care nu trebuia. Păi numai aici, dacă un om de la Solon... Drumuri agricole să le treci în domeniul public, în drumuri publici, să înțeleg, nu? Deci drumul trebuie să dea pitar la alea. Deci numai drumul, deci drumul ăsta de la Solonț, așa, care urcă Tărâța, ăla e tot al nostru, da? Hai, ăla nu-i prins. Ăla nu-i public, e drumul agricol. Da, dar nu-i prins. E public, nu-i. Ăla care merge la Bărneșeni, da? Da, ăla, nu. Plus multe ani cu drumul. Ăla, Tărâța veche. Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul. Dacă nu supunem spre aprobare adresa numărul 1257 din 1503-2015 a doamnei Gherasemescu Luminița. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține? Și acum rugăm pe domnul primar să ne prezinte raportul pe anul 2015. Vă rugăm, domnul primar. Raportul primarului anual 2015 privind starea economică, socială și de mediu a comunei Ardeoani. Conform prevederilor articolului 63, alineatul 3 litera din legea 215/2001, privind administrația publică locală, primarul comunei prezintă Consiliul Local raportul de activitate pe anul 2015. Credeam că raportul prezentat azi îmi va oferi dreptul să-l prezint într-un mod optimist. Spun asta privind lucrurile din perspectiva importanței soluționării obiectivelor propuse spre rezolvare în cursul anului 2014, și mă refer aici la achitarea contravalorii obiectivului de investiție școală. Nu a fost să fie așa. Iar ciclul obiectivelor importante în pară nu se epuiza. Aici mă refer la imposibilitatea de a finaliza lucrările la podurile Untenești și asfaltarea drumurilor locale în perioada anului de referință 2015. Speram că multitudinea de mersurilor mele către instituțiile statului vor da roade, dar au apărut alte probleme de ordin juridic, în care am fost atrași fără voia noastră, aceea de insolvență. Și că se pare, ne prelungește agonia până pe 18 mai 2016, când sperăm că instanța de judecată se va pronunța. Nu vreau ca raportul de astăzi să capete o nuanță pesimistă și de aceea vă informez că Primăria Comunei Ardeoani are toate șansele de a-și duce la îndeplinire obiectivele propuse și asta motivat de faptul că atât conjunctura politică cât și cea economică, dublată de efortul meu de a mă implica serios în rezolvarea obiectivelor propuse, mă obligă și ne obligă să credem că anul 2016 va fi un an de referință, un an în care problemele noastre vor fi soluționate așa cum se cuvine. Dacă realizările nu sunt tocmai cele dorite de noi, se datorează și politizării excesive și dăunătoare a administrației publice, precum și a politicianismului manifestat excesiv de unii factori de decizie, și aici mă refer la președintele Consiliului Județean Bacău, Dragoș Benea, care de la investirea în funcție a manifestat o abordare discriminatorie a problemelor comunei noastre. Sper într-o colaborare benefică cu toate instituțiile statului, în mod special cu Consiliul Județean Bacău, și cred că urmarea anului electoral 2016, consistența și compoziția politică să capite o formă cât mai aproape de normal. Vă informez că au fost depuse documentații la Ministerul Dezvoltării cu numărul 5745 din 23.1.2015, în ceea ce privește asfaltarea drumurilor locale, și 5743 din 23.1.2015 cu privire la reconstrucția podului Leontenești. Nu vreau să folosesc acest prilej pentru a mă victimiza, sau și mai rău pentru a mă lăuda, și de aceasta las la latitudinea dumneavoastră și a cetățenilor comunei să facă aprecierile ce se cuvin. Un lucru este însă cert și anume, acela că nu mă voi opri aici și că nimic nu mă poate opri din drumul meu pentru ducerea la îndeplinirea tuturor promisiunilor făcute cetățenilor comunei Ardeoani. Am să vă reamintesc câteva realizări din anul 2015. În cursul anului 2015 am depus la EON Moldova documentația necesară pentru obiectivul de investiție pod peste râul Tazlăul Sărat, punctul Leontenești, având ca obiect devierea liniei electrice, etapă obligatorie și foarte importantă în continuarea lucrărilor la acest obiectiv de investiție. Vă informez că aceasta a fost achitată integral, contravaloarea proiectului, am obținut avizele necesare urmând ca în perioada imediat următoare să demareze lucrările. Construcția anexă compusă din grup sanitar, magazie, centrală termică,
urmând a se achiziționa în anul 2016 centrala termică. Refacerea fațadă sediul primăriei. S-a achiziționat un număr de 80 de tuburi cu lungime de 6 metri pentru lucrări de amenajare podețe în satul Ardevan și Leontenești, care au fost montate, totodată s-a realizat și amenajarea șanțurilor de scurgere a apelor. S-a reprofilat albia tazlorului sărat a Monte și a Val, pod Ardevan și Leontenești. S-a igienizat cursurile de apă. S-au înlocuit toate lămpile la sistemul de iluminat public de-a lungul DN2G și becuri cu LED. S-a reparat și întreținut drumurile locale prin lucrări de balastrare și sol. S-a reparat podul vechi din Leontenești prin placare cu scândură. S-a construit pod din beton în punctul Pleșteu-Costel. S-a achiziționat material lemnos și tablă pentru refacerea șarpantă și acoperiș la Biserica Ardevane. S-a achiziționat pavele pentru amenajarea alei la Biserica Leontenești și Ilești. În perioada de referință anului 2015, un aspect foarte important pentru primăria Ardeoane a fost monitorizarea și asigurarea condițiilor de mediu pe teritoriul comunei Ardeoane. Astfel, prin hotărârea Consiliului Local au fost înființat serviciul public de salubrizare, care a avut ca obiect, împreună cu operatorii autorizați SECE, DDDS, Buhuș și ADIS Bacău, să asigurăm condițiile legale și necesare în acest sens. Vă informez legat de faptul că râul Taslău Sărat traversează comuna noastră, obligându-ne ca permanent împreună cu instituțiile statului abilitate și autorizate, și aici mă refer la Prefectură și Apele Române, să veghem și să asigurăm siguranța cetățenilor și proprietăților acestora de pe cele două mari ale râului. În acest sens, am întocmit adresă către aceste instituții încă din anul 2007, existând studii de fezabilitate pentru reabilitarea râului Taslău Sărat, dar din nefericire lucrările se desfășoară anevoiesc, motivat de lipsa fondurilor necesare și de lipsa de receptivitate a factorilor responsabile. Nu mă voi opri aici și vă asigur că împreună cu dumneavoastră și cei din aparatul propriu de specialitate voi face demersurile ce se cuvin până la soluționarea în regim de urgență a acestui obiectiv, care provoacă foarte mare disconfort și pune în pericol siguranța cetățenilor comunei Ardeoane. În data de 11.02.2016 au fost reprezentanții Apelor Române împreună cu firma de proiectare pentru proiectul tehnic și au promis că în anul 2016 vor începe lucrările. În ceea ce privește gestionarea fondului bugetar, vă informez că, deși a fost un an greu, am reușit să asigur fondurile necesare funcționării în condiții decente a comunei. Au fost achitate facturi către furnizori de energie electrică, telefonie, apă, învățământ, tot ce înseamnă cheltuieli de funcționare și, nu în ultimul rând, retribuțiile colegilor noștri. Pentru asigurare și ocrotirea sănătății cetățenilor, am asigurat funcționarea cabinetului medical din comun, organizat conform ordonanței guvernului numărul 124 din 1998, condus de medicul de familie Georgescu Olga, care împreună cu cele două cadre medicale în suborn ne-au făcut posibilă prevenirea și intervenția rapidă și profesionistă atunci când situația a impus-o. Iar la această dată putem spune că în anul 2015 nu avem probleme de sănătate care să pună în pericol cetățenii comunei. Vă informez că în acest sens avem o colaborare foarte bună cu Spitalul Municipal Moinești, care de fiecare dată când au fost nevoie au intervenit cu promptitudine și profesionalism în rezolvarea solicitărilor noastre. Referitor la activitatea medicală, vă informez că, potrivit statisticilor, în cadrul cabinetului medical sunt înscriși un număr de 1218 pacienți, din care copii sub un an, 11, copii între 1 și 4 ani, 72, între 5 și 59 de ani, 1475, peste 60 de ani, 496. Execuția bugetară pe anul 2015 se prezintă astfel. Din planul de 2.924.740 lei s-a realizat 2.858.620 lei. Din acestea, venituri fac parte impozitele și taxele locale, sume defalcate din impozitul pe venit și subvenții de la bugetul de stat. Venituri proprii, plan 1.204.160, realizat 1.189.642. Sume defalcate din TVA, plan 1.643.500, realizat 1.637.454. Subvenții, plan 77.080, realizat 31.000,
524 total, venituri plan 2.924.740, realizat 2.858.620. Și aici avem o serie de probleme, în sensul că nu toți contribuabili își achită obligațiile financiare față de OATE, fiind nevoiți să intervenim pentru recuperarea legală a datoriilor. Comuna Ardoane are o suprafață de 2.148 hectare, din care teren arabil 1.324 hectare, fânețe 306 hectare, pășuni 455 hectare, islas 56 de hectare, vii 4 hectare, libesc 3 hectare. Numărul de animale la nivelul Comunei Ardoane este de 400 capte bovine, 520 capte porcine, 1.800 ovine, 1.180 capre, 13.000 păsări, 40 familii albine. Pentru a veni în sprijinul agentelor economici și a proprietarilor individual, am pus la dispoziție întreg aparatul de specialitate din primărie pentru a interveni cu promptitudine în sprijinul acestora, care atunci când situația impune, să se deplaseze către instituțiile statului abilitate și autorizate. Dezastrele din ultima perioadă de timp, urmarea nerespectării normelor ISU, ne obligă și pe noi să abordăm cu maximă atenție această problemă pentru a-i feri pe cetățenii comunei noastre de asemenea necazuri. În acest sens, atât eu cât și șeful SVSU am participat la mai multe instruiri în cadrul ISU Bacău, am stabilit la nivel local o serie de măsuri de prevenire și combatere a evenimentelor neplăcute. Dacă permiteți, aș dori să vă informez pe scurt și despre principalele obiective propuse a fi rezolvate în anul 2016. Susținerea proiectelor de asfaltare a drumurilor locale, susținerea proiectelor construcției pod de Antenești, s-a achiziționat în luna februarie 2016 100 de lămpi, 100 becuri cu LED, 100 protecții care s-au montat deja la începutul lunii martie 2016 pe drumurile principale Ardeoane și Leuntenești, iar lămpile vechi vor fi reparate și montate pe ulițele adiacente. Reabilitarea drumurilor locale, decolmatarea tuturor părailor, alte proiecte propuse și aprobate de Consiliul Local. Închei cu speranța că anul acesta va fi un an mai bun, că factorii decizionali din această țară se vor aplica cu mai multă atenție asupra problemelor noastre și că împreună cu dumneavoastră vom rezolva cu prioritate problemele mari ale micii noastre comunități. Vă mulțumesc dumneavoastră, domnilor consilier, colegilor mei din primărie, colaboratorilor noștri, agenților economici și, nu în ultimul rând, tuturor cetățenilor Comunei Ardoane și vă asigur că voi face tot ce depinde de mine pentru asigurarea unui climat civilizat în comuna noastră, în context cu prevederile Uniunii Europene. Vă mulțumesc! Și noi mulțumim, domnul primar. Dar ar fi bine ca să par din palmă, dar ne oprim ca să nu natura problemă. Dacă sunt întrebări pe marginea raportului prezentat de către domnul primar, vă rog, întrebări. Dacă nu sunt, poftiți la discuție. Domnul vice primar. Da, este un raport corect, cu date exacte, cu realizări bune, având în vedere situația critică în care ne aflăm, aceea de a ne afla în stare de insolvență. Vreau să felicit pe domnul primar pentru realizările avute și în special pentru demersurile făcute pentru a stinge ratele generate de construirea școlii Ardoane. Și vreau să-i urez baftă și succes în obiectivele care și le-a propus. Sperăm ca în mai să ieșim din această stare. Nu, nici cu florituri, nici cu om, mai mult cu regret. Regretele sunt înțeleg din cauza sprijinului, ci sprijin mai mult a piedicilor puse din partea Consiliului Județean. Nu înțeleg că nu sunt puse primarul. Primarul, până la urmă, e un administrator al comunii, dar pur și simplu îl consider o bătaie de joc asupra cetățenilor din această comună. Încolo, dacă rezultatele, adică aceste piedici nu erau, cred că rezultatele puteau fi mult mai bune. Elan era din partea tuturor și a primarului și a celorlalți care suntem la nivel de comună aici aleși, uneori ne mai judică lumea, pentru că spune că uite că altul că nu s-au mai făcut sau nu-i vina noastră nici a domnului primar. Sperăm, totuși, că
să dispară domnul Benea de la Consiliul Județean, să vină altcineva care să fie mult mai realist și să împartă mult mai echitabil fondurile care sunt, pentru că normal suntem toți cetățenii ai țării, ai județ. Dacă nu a județului Bacău, măcar care e. Eu, deocamdată, sunt mulțumit pentru activitatea care o am avut-o. Sper să ducă la bun sfârșit mandatul ăsta. Să înceapă și cealaltă și poate atunci va fi mai bun și cu rezultate și mai bune. Chiar foarte bune. Cam atât. Mulțumim, domnul Bucurel. Cine mai dorește? Domnul Macadan? Am ascultat raportul domnului primar. Într-adevăr, nu cred. Sunt sigur că este corect și nu este înflorit. Cu toate că începe așa într-o tentă tristă și pesimistă din cauza problemelor nerezolvate generate de piedicile puse pe care le știm cu toții. Sperăm ca următorul raport, și dacă va fi, va da Dumnezeu să iasă din ultima, să fie mai optimist și cu realizări mai multe. Cu toate că și cele din 2015 nu sunt puține și neglijabile, chiar sunt suficiente câte s-au putut face în condițiile în care au fost. Nu înțeleg totuși de ce se tergiversează treaba asta și tot se amână termenul insolvenței, probabil tot ca să împiedice bunăstarea comunii și evoluția lucrurilor spre bine. Sperăm să lucrurile se îndrepte, să vină și vremuri mai prielnice pentru comuna noastră. Așa cum a spus și domnul Bucurel, lucrurile nu trebuie scrite doar către primar, cât și către cetățenii comunei, pentru că prin dumnealui sau în oricine, noi suntem beneficiarii lucrurilor bune. Sunt mulțumit de activitatea domnului primar și sperăm și la lucruri mai bun. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule. Cine mai dorește? Dacă mai dorește cineva? Dacă nu, am și eu câteva cuvinte de spus, ceea ce privește raportul prezentat de domnul primar. Noi am fost cu toți alături, practic, de domnul primar la toate ședințele care s-au făcut într-un cadru democratic și ce a fost depus pe tapet, deci ce a fost de aprobat, s-a aprobat, și n-a fost de neaprobat și n-a fost just la amendamentele pe care le-a adus dânșii. Nu am aprobat. Problema este că realizările, încă domnul Pan nu-i place, am multe discuții ce am avut, să fie lăudat și așa mai departe. Eu vă felicit cu ocazia asta aici la masă, cu toți consilierii, pentru efortul depus în comuna Ardeoani și efortul pe care l-a depus, unde ați fost plecat ca să rezolvați toate problemele pentru comună, așa, și nu a fost chiar atât de ușor. N-ați prezentat în totalitate, practic, nu știu dacă ați prezentat celelalte probleme care s-au făcut mai înainte vreme, nu numai școala. Școala a fost și s-a primit prin oboseala dumneavoastră, prin raportul dumneavoastră că v-ați dus și ați cerut de atâtea ori bani pentru ea, s-a achitat într-un mod corespunzător, fără nicio problemă, fără absolut nimic. Și asta a dus, și nu cred că există, nu știu, așa am văzut dată la televizor, școală în România cum este la comuna Ardeoani. Este extraordinar, dotată cu cele mai performante calculatoare, cu cele mai performante săli de clasă și cele mai bune condiții de, de asta spun de multe ori, să aibă grijă, să păstreze școala ca oite din cap. Din punct de vedere așa, estetic, interior și așa mai departe. Să facă educații la școlari și să păsteze avutul obștesc, avutul care îi l-a dat așa. Celelalte probleme care ar fi a fost de anul trecut cu problema cu drumurile care s-au pus, cum ați prezentat dumneavoastră acolo, petrișul ăla sau cum e sortul ăla care e prezentat mai de sus de la Prianu, nu știu dacă din dumneavoastră ați fost pe acolo, eu mai am pământ pe acolo cum așa, am câteva hectare pe acolo și merg pe acolo cu mașina, pot să ajung exact până la pădure, îmi trebuie. Plus celelalte probleme la Leontinești, în partea elantă, impediment între, le știți dumneavoastră mai bine și noi le știm mai bine, cum a fost problema din partea Consiliului Județean
care au fost și n-au putut și suferă o comună întreagă. Eu mă întreb de multe ori așa, Doamne, oare acest om nu este român de-al nostru? A făcut ceva pentru altcineva? Iertați-mă, poate e un problema strân. Dar nu este român? Băi, frate, dar ești în județul tău. Care e problema? Mă mândresc când trimit, să fac repartiția, primesc un buget așa cum îl primesc și o trimit acolo la destinație. Dau și lor, că știi, copii, practic, că trebuia să-i aibă în vedere. Ca tată fiind acolo cu repartiția bugetului, nu? Și dar de acum eu știu, poate dă Dumnezeu și Maica Domnului că va fi mai bine, mai altfel, o să fie alt om, cu alte viziuni, cum trebuie și așa mai departe. În ceea ce privește insolvența, eu nu știu judecătorii aia care, probabil că asta trebuie să dea, judecătorii practic trebuie să dea, nu? Să-mi spune, ieșirea din insolvență. Ori chiar nu s-au gândit așa că noi, ca fiind comună, suferim de niște probleme, nu? Că toți ne întreabă dacă, păi, dar voi sunteți în insolvență. Păi, dar el că n-au niște din insolvență. Nu i s-au plătit toate datoriile și așa mai departe, care e problema? Sperăm ca domnul primar să, și sunt sigur că se va rezolva problema respectivă. Și eu, din punctul meu de vedere, încă o dată felicitări pentru tot ce ați pus, pentru efortul depus, pentru realizarea, tot ce ați prezentat dumneavoastră de acolo. Nu ați prezentat chiar toate, că v-am spus, mai multe realizări sunt, multe, foarte multe realizări. Și din punctul meu de vedere, vă doresc să aveți, când veți cu barba albă, când doriți atunci să ieșiți de aici din primărie. Vă mulțumesc foarte mult. Atât. Da, și eu vă mulțumesc pentru cuvintele adresate. Nici eu n-am înțeles, odată cu achitarea arieratelor, și știți destul de bine că pe 15 decembrie 2014 au fost ultimele arierate care s-au achitat. Și a fost ultima zi când am achitat ultimele arierate. Nu înțeleg de ce să te diversează atâta. Bănuiesc că astea sunt legile și procedurile la noi în țară. Bănuiesc ca 11 mai, așa cum am spus și în raport, să fie data când instanța de judecată va lua o dată hotărârea și să scăpăm de această insolvență care, așa cum am prezentat și în raport, nu a fost cu voia noastră. Așa a fost situația, școala am făcut-o, v-am prezentat de atâtea ori în baza hotărârii de guvern 1426 de 11 octombrie 2006, de fiind clarificat statutul juridic al terenului s-a tergiversat, a venit criza financiară, după aia s-a construit școala, nu s-au înțeles la anumite lucruri băieță, că nu s-a negociat cu primarul, s-a negociat cu cine a trebuit și de asta am pomenit și în raportul ăsta, se politizează prea mult în administrația locală. Bubărnacele le luăm noi, dar acum îmi pare bine că lumea a început să priceapă și să vadă. Că, într-adevăr, noi suntem cei care ducem greu. Deciziile le iau altfel. Până când, nu știu. Sper că, odată cu alegerile locale, cu alegerile parlamentare la toamnă, să se mai schimbe anumite lucruri și lucrurile să ia pe drumul cel bun. Acum eu sper că linia electrică, o să o deviem, o să înceapă lucrările, nu știu, două, trei săptămâni, o lună, să vedem. Am depus pentru autorizație la Consiliul Județean, așteptăm autorizația, sper să nu mă mai țină 30 de zile, iar tot așa, termenul limită. Așa se întâmplă de obicei. Și să începem în primăvara asta devierea liniei electrice și după aia, odată cu ieșirea din insolvență, și găsim și sursa de finanțare pentru continuarea lucrărilor la acel obiectiv, că este un obiectiv strategic, nu ne folosim numai noi, Comuna Ardioan, de acel pod, din început, după cum bine știți, calamitățile din 2005, așa, se folosește și Comuna Podul și Comuna Berzunț, pe aici se scurtează traseul și circulă pe aici. Iar cu asfaltarea drumurilor, sperăm că avem programele astea europene să avem și noi acces la ele. La banii de la Guvern și la Consiliul Județean, nu prea avem acces, că îi dă acolo unde trebuie îi dați. Dar sperăm că odată ieșiți din insolvență, să nu mai aibă și acolo atâta control și să termine cu politicianismul ăsta în țara asta. Să putem și noi să ne dezvoltăm, să putem și noi să avem acces la dezvoltare. Vă mulțumesc încă o dată și sper ca ceea ce v-a spus în gând pe 5 iunie să realizeze. Mare Dumnezeu și alături de dumneavoastră vom fi. Fiind epuizată ordinea de zi, lucrările ședinței au luat sfârșit. Vă mulțumesc!